în prezența suntem toți observați. Nu lipsește nimeni. Supunem la vot procesul verbal din 26-a 10-a. Cine este pentru? Sigur, rugăminte, dacă se poate. Pentru că el, site-ul primăriei, pe pagina unde apar procesele verbale, s-a ajuns la un număr prea mare de afișări și acum procesele verbale care sunt actuale au intrat undeva în plan secund, într-o fereastră. Și personal, eu n-am mai găsit procesul verbal la ședința trecută, eram fel convins că nu a fost publicat. Și ar trebui că este o soluție ca ele să fie totuși vizibil. Și sunt 2018 fereastră, acum și pe 2019 vom face o fereastră separată, cred că ești mai sigur că ești căutat așa. Da, totuși cred că trebuie discutat cu cei care se ocupă de mentenanța site-ului, să trebuie să o posibilitate de a... A fost și afișat procesul. Și la sediu. E greu de stai în picioare să da. Ok, deci punem la vot procesul verbal din 26 a 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Și trebuie să lăsăm un pic spus ca să citesc. Am ședință? Da, puteți. La fel, același lucru am pățit și sau puteți să vă abțineți dacă... Nu. De ce să mă abțin dacă... Da, nu sunt pentru. Dăm citire proiectelor pe ordine de zi. De astăzi, 28-11-2018, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 28-11-2018, inițiator primar Cioroabă Gheorghe. 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de gospodărie și înfrumusețarea Comunei Vorgești, inițiator primar Cioroabă Gheorghe. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare, inițiator primar Cioroabă Gheorghe. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investiție, execuție sistem iluminat la baza sportivă Răcătău, inițiator primar Cioroabă Gheorghe. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 12.000 de lei pentru acordare de cadouri preșcolarilor și școlarilor din Comuna Vorgești de Bacău în programul Comul de Crăciun 2018, inițiator primar Cioroabă Gheorghe și 6 întrebări și interpelări. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Da. Da. Dăm citire primului număr proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului la data de 28-11-2018. Comisia juridică a dat aviz favorabil. Comisia învățământ? O să am o întrebare depus, dacă nu o să fie timpul, avizul este favorabil, numai că am aici spre sfârșit o întrebare depus. Către doamna contabil, pot să o pun acum sau? Haideți să dea avizul. Da? Ca să începem bine. Comisia Bugetului. A, aveți favorabil cu 5 voturi pentru. M-a scris la da. Să scrie cineva. Cine să da. Da. Altcineva? Mai scrii? Domnul Dămov. Domnul Dămov. Altcineva? Da. Da, aveți cuvântul, domnul Dumnezeu. Aveți aici, doamna contabil, la ultima parte din expunerea de motive. Pentru plata lucrărilor de dezăpezire până la sfârșitul anului, în baza contractului încheiat cu SEC, SOFI, PET, SRL, Bacău, vom vira de la capitolul, dumneavoastră știți mai bine, ordine publică și siguranță, suma de 13.000 de lei, corect? Este vorba de acum, de când a început iarna, să e vreo datorie mai veche neachitată? Nu. Acum a fost contract nou. Pentru dezăpezit iarna. Să faci contractul înainte de începerea. Se înseamnă că... Lucrezi contractul, nu vine omul să-ți facă. Pentru trecut odată cu lama 13.000 de lei? Nu. Ai explicat ca suficient. Pentru dezăpezitul.
dar spune până la sfârșit cu anul. Asta e până la sfârșit cu anul. Deci noi venim cu propunerea respectivă de a vira la capitolul de șezum, întrucât la capitolul de drumuri nu mai sunt bani, știi? Avem contractul încheiat de dezăpezire pentru iarna 2018-2019. Adumând de că situația de afară și ce se anunță, prognoza este destul de nefavorabilă, să punem suma respectivă, să o alocăm în eventualitatea unor servicii în luna decembrie. Deci asta la este, contractul este făcut pe o sumă mult mai mare, o să vă spun. Sunt făcându-se în urmă recepție. Logic, dar nu eu. Noi alocăm în momentul în care... Și cred că ar mai fi de lămurit o situație. Când s-a făcut atunci dezăpezirea, zilele acea, două zile, știți, când a fost cu nisoarea, nu a fost în baza contractului acesta, pentru că la momentul respectiv nu era încheiat contractul. Eu am pus o întrebare firească pentru că... Da. Să înțeleagă că lucrările de dezăpezire se fac cu o altă firmă, nu se face cu... Cetățean. N-am adus de discuții din despre niciun cetățean. Bine. Cum va fi plătit? Stați așa un piculeț. Haideți. Ne puteți explica atunci cum va fi plătit acea intervenție de două zile? Da. De dezăpezire? Din banii alocați cu baza de contract, alocați pentru ani, pentru suma la drumuri pentru 2018. Ce am avut-o noi în bugetul inițial, în care am făcut economii la balastări și ce s-o mai făcut la serviciile pe care le-am avut. Având în vedere că nu exista contract la momentul respectiv cu firma, este firma abia de la începând cu 1 decembrie, este făcut contractul cu firma de dezăpezire, am forțat din situația respectivă, care nu s-au așteptat la 19 noiembrie să avem probleme respective, am intervenit cu posibilitățile pe care le aveam la momentul respectiv. Contractul nou este cu aceea firmă sau cu... Nu. Okay. Da. Pot să iau cuvântul? Da, vă rog. Referitor stil la proiect, voiam să am stat și în comisie. Îmi pare oarecum rău că se iau acei bani de la cultură de creiere, când, din câte am văzut, nu se va face niciun eveniment cu ocazia zilei de 1 decembrie. Și... Da. E păcat oarecum, mai ales că menționasem încă din primăvară că s-ar fi putut face ceva, mai ales pe partea sărbătoriei 100 de ani de la nașterea... Da. Părintele Galeriu. În principiu, faptul e consumat. Și m-a lămurit oarecum, dar poate dacă îmi confirmă și doamna contabilă, că acei bani de la ordine publică și siguranță nu sunt bani încasați din taxa specială. Nu. Atât, mulțumesc. Ok, spune la vot proiectul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Da. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea și frumusețarea comunei Horșești. Comisia învățământ? Nu este favorabil. Noi tot votăm proiectele astea cu frumusețarea. Asta ar fi bine la pune și în practică. E, aviz favorabil, sigur că nu. Comisia buget? Favorabil, 4 voturi pentru și o abținere. Cine se scrie la cuvânt? La mână de loc. Dar să mă scrieți și pe mine. Da. Altcineva? Aveți cuvântul, domnul Dămău. În anul 2017, noi am mai aprobat un proiect asemănător. Cred că s-au mai modificat ceva articole între timp. Și în acel raport de activitate care însoțește proiectul de hotărâre, aș fi vrut să văd, pentru că raportul acela prevede, practic, din nou proiectul. Nu e nicio diferență. Aș fi vrut să văd în acel raport, întocmit de doamna viceprimar, o situație la zi. Cu ceea ce s-a făcut în anul anterior, urmare a proiectului adoptat de Consiliul Local, să vedem exact câte șanțuri au fost făcute, câte podețe, câte poduri, să vedem problemele care urmează, câte poduri avem cu probleme, câte șanțuri. Pentru că doar dacă aprobăm o listă de care rămâne doar pe hârtie, să vedem câte sancțiuni au fost acordate, noi nu știm nimic toate. Deci, se vine cu un proiect, cu o hârtie frumoasă pe care scrie niște lucruri frumoase, dar care rămân doar pe hârtie. Cred că asta ar trebui să conțină acel raport.
nu din nou niște un proiect copiat nu știu de unde și pus pe hârtie. Și strict la proiect, am văzut acolo, de exemplu, că se menționează, se efectueze și se menține curățenia trotuarelor. Aș vrea să merg și eu pe niște trotuare în comun acolo. Ce ești, dacă mi le arătați, cu mare drag. Nu, specifică curățenia trotuarelor. Vă dau un exemplu de că raportul trebuia să conțină cu totul alte lucruri și nu tot proiectul în sine. Da, ideea este bună, da. Proiectul este interesant, sună bine, dar ar trebui pus și în practică. Exact cum spune și domnul Dămoc, amins, să vedem, că totuși, ai, omul este necăjit, nu neapărat... Dar, spre exemplu, vă dau un exemplu simplu. Intru în Salvador și văd acolo un timpăr și la prima casă aruncați în stradă. Măcar omul cât de cât acolo scuturat, să vadă că cineva îl întreabă că trebuie să fii responsabil. Cât de cât. Știm că, în general, oamenii s-au învățat mai puțin responsabil, da? Să-l punem în aplicare, cât de cât, să speriem măcar unul, doi, că poate așa, știți cum e, dacă l-am speriat unul, doi, poate se întâmplă și ceva pentru unul. Asta. Mulțumim. Domnul Dangan? Da. În principiu, cam același lucru aș vrea să spun și eu, deși am atras atenția expres, am dat și nume și ședință de Consiliul Local, s-a făcut o treabă de mântuială cu bundă, s-a aruncat pământul ca pe câmp, numai că nu s-a nivelat, nu s-a efectiv din ce scrie pe proiectul ăsta, este doar pe hârtie, dar nu se pune în practică absolut nimic. Nici măcar aia care au ajutor social nu fac în dreptul casei lor, nu mai spune să facă în altă parte. Deci este o chestie ca să dea bine, nu spune poate să dea bine. Dar okay, doar pe hârtie. Domnul Dudulică? Da, sunt de acord cu proiectul ăsta. Bunăstarea, dar... Cum să vă spun? Asfalt nu este. Șanturi nu-s făcut. Omul în dreptul lui, nu știu, ar trebui să-l oblige Consiliul sau chiar și... Păi și-au votat acum un proiect în care obligații? Păi da, avem cadrul legal. Păi, care, cum a fost ca dreptul curții lui acolo, să facă datoria ca cetățean comunic. Altă, ce să mai... niște pume ar mai trebui plantați. Asta scrie în proiect. Ok, mulțumim, domnul. Domnule, eu ne amintesc că asemenea proiect de hotărâre primul a fost făcut în anul 2013. Dar, aș reveni și la ce a spus domnul Dancă, și în 2014 și în 2015 a fost reluat acest proiect de hotărâre și aprobat de fostul Consiliu Local. Spune, nu am înțeles unde ați găsit dumneavoastră în ordonanța Guvernului 21/2002 că se aprobă anual proiecte de hotărâri privind înfrumusețarea. Pentru că în cazul în care s-ar aproba anual, ar trebui ca în proiectul ăsta să apară acolo un articol prin care revocăm fosta hotărâre, aia nu și-a pierdut valabilitatea. Nu și-a pierdut valabilitatea. Bun. Acum venim cu problema ridicată de domnul Claudiu. Deci, efectul hotărârilor adoptate de Consiliul Local se produce pe viitor, nu retroactiv. Este un principiu privind legislația. Nu se produce pe... Nu am nicio nevoie să-mi vină în expunerea de motive câte poduri sunt făcute, nefăcute, că data asta noi trebuie să cerim informare sau o prezintă viceprimarul sau primarul când prezintă raportul anual sau trimestrial sau când avem dreptul să ne informăm. În rest, ați venit cu rugămintea la domnul primar, ca să nu mai avem atâtea discuții,
Se spune acolo, articolul 6. Deci nesocotirea cu amenzi de la 100 la 500. Știu că în momentul când s-a inițiat în acest proiect în 2013, era de la 500 la... la 500 la nu știu cât, la 1000 de lei. O amendă prevăzută prea mare într-un alt normativ nu îți mai produce și moarte legea, că îi dai 500 de lei, îți 5 milioane, nu ți-i pierzi. Am zis, tot am zis, o mai coboră stacheta câte un pic. Dar, spune așa articolul 6, constatarea contravenților și aplicarea sancțiilor se fac de către primar, pentru că așa prevede ordonanța, sau de persoane împuternicite ale acestuia conform prevederilor OUG, numărul privind regimul juridic și nu știu ce. Acum nu mai întrebăm din urmă, domnule, ați delegat pe cineva ca să constate contravențiile și să aplice sancțiuni? Nu cred că s-a făcut lucrul ăsta nici de un primar care a fost din 2013 și până acum. Deci, domnul primar, dacă vrea să meargă treaba bine, împuternicește sau împuternicește pe 1, 2, 3 funcționari, viceprimar, pe cine găsește el, e treaba lui, poate să facă un om de servici. Să dei, să aplice sancțiuni celor vinovați, conform procedurii legii numărul 2 privind aplicarea și sancționarea contravențiilor, care este motivat și în preambul de către inițiator. În rest, nu văd de ce, de exemplu, la anul, ar mai trebui făcut din nou un asemenea. Doar dacă apar anumite probleme care ar mai trebui făcute sau făcut astea și mai apar anumite probleme, atunci se vin și se îmbunătățește, se modifică. Articolul cu tare va avea următorul cuprins. Sau îl revocăm pe ăsta tot și facem altul mai bun. Asta este punctul meu de vedere. Sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Nu ar trebui să spun că nu sunt. Dar nu cred că trebuie să repetăm langa tot timpul gospodăria și înfrumusarea comunii, gospodăria și înfrumusarea comunii. Trebuie să-l aducem pe domnul Hanga să mai dea. Domnul Hanga dădea pentru că avea o decizie, atenție, avea o decizie, era o lege și atunci, chiar avea o decizie dată de fostul primar de joc, ca viceprimar să aplice sancțiuni. Și erau modele de proces. Nu era rău. Păi nu era rău, aia erau comuniști, lasă, nu mai vorbim despre ei. Bun, mulțumesc. Domnul Bobo? Dacă le-au făcut rău? Ei cum? Eu nu vezi că pensediștii urmașilor fac numărări? Da, ce să vă fac, acolo sunteți. Aveți cuvântul domnul Bobo? Domnul consilier. Voi nici o cadetul ăsta și viața mă vindică. Dar voi nu sunteți roși de sus până jos. Dacă sunteți drăguți să mă ascultați și aș vrea să vin și cu idei. Noi, consilierii din comuna noastră, ar trebui să vim în ajutorul aparatului de conducere a comunii, privind înfrumusețarea comunii noastre și curățenia din comuna noastră. Și n-am să enumăr foarte multe lucruri, numai unele care ar fi cele mai importante. De pildă, dacă o să o luăm din jos, de la Bazga, de la Răcătău sau de unde am luat comuna noastră, în centru satului Răcătău, o stână lângă șosea acolo, cu câini, cu oi, cu gunoaie și miros, nu poți trece pe acolo, până la nasul domnului primar, pe acolo. Și având în vedere, nu vorbesc pe domnul primar, având în vedere, hai domnule, să nu cu sancțiunea, să încercăm, domnule, să-i, pe oameni, să-i explicăm cât de frumos. Să avertisment, nu? Nu avertisment, nu. Să stăm de vorbă cu ei, domnule, să-și mute stâna undeva pe câmp. Apoi coborându-ne mai la vale și prin Recea și prin Suodor și prin Hârgești. Oamenii au văzut și ei și au făcut exact lucruri bune, și au făcut băi, și au făcut WC-ul, și au scos mizeria în stradă, doamne, mai putem, apare imediat un focar de ăsta, de boli, peste noi, peste copiii noștri, peste cetățenii comunei noastre. Hai să ajutăm un pic aparatul de conducere. Avem vedere că sunt alegerile astea, pacostea asta de politică, și oamenii nu se mai implică să se mai certe cu oamenii, să le dea amenzi, să facă, că noi mai votează pe unii. Avem unii, am nevoie de o carieră politică mai lungă. Și hai noi, consilierii care suntem de bine, să stăm, să ne mobilizăm, să stăm de vorbă cu oamenii, venim un ajutor. Punem numai pe ăștia de la noi, de la conducerii de aici, nu o să reușească mare treabă dacă noi, consilierii, nu ne implicăm deloc. Noi spun lucrul ăsta având în vedere că noi care suntem consilieri de mai multe sate, știm precis unde e butonul de acțiune. Știm precis cu cine trebuie să stăm de vorbă și cu cine... cui se explicăm. Da, așa, bine, domnule, dacă încercăm să aplicăm legea, s-ar putea să ne alegem cu un scuipat în ochi și un pumn în vot. Și nu iasă treaba așa de bine. Și nu știu, dacă am 5 mandate și mă rog tare frumos să se ridice un fost primar, un primar,
cineva de aici să-mi arăte și nu un document că a dat la un om 50 de lei amendă. Pe linie. În 20 de ani nu s-a dat odată o amendă că a aruncat unul cu noi aiurea. Pe unul că nu vrea să asculte. Sau unui cioban că o stricat toate tarlalele și face ce vrea prin comuna asta fiecare. Eu zic, dacă totul s-a mers pe ideea asta, hai să mergem pe ideea asta, domnule, de a mobiliza oameni, de a explica oamenilor că am intrat în Europa, domnule, s-a terminat cu problema. Cam atât. Alții, domnule, putem la loc, proiectul numărul 2? Cine este pentru? Împotrivă? O abținere. Sunt de acord. Deci, domnul, dăm loc împotrivă, da? Să abține. Abține. Da. Proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea numărului utilizatorului serviciului public de salubrizare în vederea calculării taxei speciale de salubrizare. Cine este pe nou? Juridică avisul aparatului. Comisia învățământ? La fel, oricum minim în favoarea celui care prestează serviciul și a beneficiarului final. Aviz favorabil, 4 voturi pentru și o abținere. Spun și lucrul ăsta că probabil ar să reiasă din discuții din cauza asta. Da, și la Comisia Juridică, domnul Dan vrea să prezinte în ședință directe ce are de spus. Așa e, rămâne. Să scrie cineva la cuvânt? Domnul Damoc. Domnul Dancă. Să mă scrie super bine. Domnul Marfescu. Altcineva? Da. Domnul Dancă. Ok. Vreau să subliniez câteva articole din acest regulament. Specifică, odată cu aprobarea prezentului regulament, prin HCL, hotărâre AGA, ADIS, primarii au obligația desemnării unei persoane din aparatul de specialitate ca agent de monitorizare și control, special în puternicit în scopul monitorizării activității utilizatorilor casnici și casnici generatori de deșeuri existenți pe data unității administrative teritoriale de competență. A activității operatorilor de salubrizare, precum să asigură respectarea prevederilor regulamentului serviciului de salubrizare al unităților administrative teritoriale din județul Bacău. Ne-am ridicat problema asta, că nimeni nu supervizează ridicarea gunoiului. Da? Deci cantitățile alea care se declară, nimeni din comună nu poate confirma că acele cantități, nimeni nu însoțea mașina de gunoi la groapa de gunoi. Bănuiesc, nu știu dacă situația continuă și la momentul ăsta, ați delegat, există un responsabil la momentul ăsta pentru această situație? Nu. Deci nici la acest moment nu avem așa ceva. Deci în continuare se merge pe încredere. Noi plătim sumele de bani, suntem buni plătitori, dar noi mergem pe încrederea celor care ne trimit acele procese verbale cu cantitățile care sunt recepționate de la Horgeș. Foarte bine, înseamnă că e ok. Articolul 5, litera A. Colectarea separată din taxa specială de salubrizare se asigură finanțarea următoarelor activități. Colectarea separată și transportul deșeurilor menajere. Deci, colectare separată, insist. Deci, la modul cum se colectează la momentul acesta gunoiul la Horgeș, nu mai poate continua la nesfârșit. Ne vin adrese peste adrese, ne vin proiecte peste proiecte, ni se zice că trebuie să aprobăm că suntem membri, nu avem ce face, dar nu vedem că se schimbă nimic în modalitatea de colectare a gunoiului de la Horgești. Până când? Asta vreau să vă spun. Până când mai merge situația asta? Mărim acum taxele către cetățeni, cetățenii vor fi nevoiți de la 1 ianuarie să plătească din nou taxe mărite, tot în aceleași condiții? Asta vreau să înțeleg. Și aș vrea să ne explicați, pentru că am înțeles că Ecosud, cei care se ocupă de groapa de gunoi, au trimis o înștiințare către toate comunele din județ, că de la 30 noiembrie se sistează colectarea gunoiului. Și chiar cred că trebuie să fim lămuriți în această. Din cauză? Din cauza datoriilor. Păi, cred că ne explică, domnul. Dacă suntem așa de bun, plat niște și... Păi, tocmai asta e problema, pentru că noi toți suntem un grup compact și în momentul în care au apărut 1, 2... Dar noi suntem, avem niște datorii? Nu puteam să spunem că nu avem nicio datorie, dar nu suntem în topul datornicilor. O să vă explic după aceea, asta e ideea. Și pentru că suntem tot la salubritate, am văzut că s-a fost inițiată o plată de 90.000 de lei către Soma, luna trecută. Vă rog să ne explicați ce este cu această sumă, că s
s-a făcut un nou contract, plătim datorii vechi, mi se pare ceva de regulă. Mulțumesc. Domnul Duncan? Da. Deci, încă n-am văzut în vreoanele mici, după câte am constatat eu, mărirea numărului de pubele astea care le avem noi acum, nu duce decât la creșterea cantității de gunoi. Mă explic și de ce. Cine stă la 10 metri duce cu roaba. Tot. Stai din grădină, gunoi, tot la toberon că e aproape. Dacă punem 100 de ton de roane, înmulțim cu 100, crește și mai mult cantitatea de gunoi pe care o ducem. Deci, fiecare aruncă ce vrea în toberon. La meri, peri, curăță, greblează grădina, totul la toberon. Deci nu înțeleg, toți mă dureze până se vor da pubelele la mici, ca fiecare are gunoiul lui, se vede cine și ce aruncă la gunoi. Totuși, tot mărim, modificăm, schimbăm, dar în comună nu se schimbă cu nimic situația. Deci nu s-a votat absolut nicio schimbare. O să mă abțin de la votarea acestui proiect, pentru că nu aduce niciun, efectiv nu se schimbă cu nimic. Situația comună. Domnul Popescu? La articolul 26 să-mi explicați un pic alineatul numărul 3. Autoritățile administrației publice locale au obligația să instituie taxe speciale conform prevederilor alineatul 1 și litera C și să deconteze lunar operatorilor direct din bugetul local contra valoarea prestației efectuate la utilizatorii fără contract. Cine sunt ăștia fără contract? Utilizatorii fără contract. Pagina 5, domnule. La fel, sunt de aceeași părere cu ceilalți antivorbitori că se pare că vom stabili alte taxe începând cu ianuarie. În mare, lucrurile nu se schimbă. Din moment ce am intrat în hora asta a DIS-ului, cred că o să mergem așa. Ar fi bine să văd că, din câte citesc aici, numai în favoarea celui care ne oferă un serviciu sunt stabilite multe taxe, multe declarații, peste declarații ale cetățenilor. Să vedem și o schimbare la nivel de comună. Atât. Mulțumim, Dumnezeu. Domnul Dudulică? Da. Problema e cam sigur așa. Curas. I-a spus lui doamna Mișii de astă vară. Eu bunuiul n-am un semnul. Îl duc în spate, după aia îl pui într-o căruță și îl duc la bucata. Da, se-a lucrat tu. La bucata la bani. De la... Și atunci am dat de plătit, eu am plătit. Când mai am un rest de plătit, până la susținut, deci nu sunt rău platnic. Și firma care e salubrizare, care zice că suntem rău platnic și nu ne mai favorizăm, dar ei și-a făcut o obligație față de noi, de rău platnic. Și-au făcut obligație. Că așa a fost vorba de acum, cu... S-a ducut un verul de astea, cu bele la fiecare, s-a ducut cu bele pe ei. Orice contract să faci, are obligații. Mă oblig să respect contractul cu așa, cu așa, și comuna se obligă să plătească tot are. Acum ce faci? Suntem, m-am mutat la Valea aici, suntem vreo 12 familii, iar n-am mult să duc cu noi. E și corajierul, și fișorul, și ălalt, și costirul, și amulea. N-avem. Dar de plătit, trebuie să plătești. Mulțumim, domnul Bulica. Și aș mai avea o... Că mi-a scăpat. Aici problema cea mare pe care am observat-o eu este legată de... numărul cetățenilor din comună care vor beneficia de serviciul acesta de salubrizare. Și aici vedem că la pagina 13, și anume aliniatul articolul 12, aliniatul G, UAT-urile trebuie să transmite lunar până la 10 a lunii respective către adis situația exactă a numărului de utilizatori. Este foarte important lucrul ăsta, pentru că se întâmplă cumva, mai ales pe timpul verii, când lumea cam pleacă,
într-o lună să avem cetățeni mai mulți, în alta să avem mai puțini. Deci responsabilul pe care aveți de gând să-l puneți, vedeți că are așa niște responsabilități foarte mari și cred că o să le facă cum trebuie, pentru că sunt bani de la bugetul nostru și trebuie chiruziți cu atenție mare. Asta e atât. Da, am zis un pe rând, așa. Referitor la acest regulament, se referă la stabilirea utilizatorului serviciu public de sănătate. Într-adevăr, există două lucruri care se bat în cap în cap și care au generat oarecum la situația care suntem în punct de a se întâmpla la nivelul județului Bacău. Este vorba de situația populației înscrisă la sau făcută la recensământul din anul 2011 și care la ora actuală suntem și la INS-ul principal numărul de populație și populația care locuiește actualmente în comuna Horgești, la care au depus declarații la serviciul nostru, la compartimentul nostru de salubritate. Diferența ne este destul de mare. Dacă în evidențele INS-ului apărăm ca un număr de 5.000 și ceva de locuitori, la luna septembrie aveam declarat în jur de 2.600 persoane declarate la serviciul de salubritate. Și aici se ridică probleme pe care le-am întâlnit, o să ziceți de ce e această diferență, sunt familii plecate, sunt cetățeni plecați și sunt cetățeni în migrație. Da, ce zice dumneavoastră că transmite lunar, zicea domnul Găscu, până pe 10 ale lunii respective, către situația exactă a numărului de utilizatori. De acord cu dumneavoastră, toate modificările, dacă vedeți dumneavoastră că sunt prinse și modele de declarații și modele de impunere care le facem, inclusiv de face, și executare silită. Exact, se face pe baza declarației cetățenilor. Deci dacă, într-o familie, o să mă dau exemplu pe mine, ca să nu supăr pe altcineva, în luna august vine unul dintre copiii acasă, ar trebui ca eu, fiind cel declarant al declarației de impunere sau la salubritate, să vin să-l declar. Cât... În momentul când eu nu sau stă două săptămâni sau trei săptămâni, poate nici nu stă o lună de zile. Păi depinde cât stă. Modificarea respectivă zic că nu așa ar avea loc. Dar dacă stă o lună sau două de zile, ar trebui ca eu să vin să-l declar. Atât timp înainte de a sta, stă două luni de zile și invers, să fiu cu declarație rectificativă în momentul când pleacă. Deci astea sunt migrări, astea sunt oscilații de la lună la alta. Dacă persoanele respective, titularii declarațiilor de salubritate, nu vin și declară, noi declarăm situația pe care o avem în evidență la momentul respectiv. Nu... Deci chestia asta este foarte oscilantă referitor la populație. Aducându-se cu cuvintează dumneavoastră că n-am delegat, într-adevăr, nu am delegat persoană pentru a găsea. De ce? Pentru că începând din martie, când am aprobat, în februarie, începând din martie, când s-a pus în aplicare noua hotărâre de Consiliul Local, de taxa de salubritate se face, se achită pe persoane, la numărul de persoane pe care le-am declarat și care au depus declarații la noi în cadrul UAT-ului Rotești, s-a stabilit o sumă. Și un calcul simplu să vă dau. Am declarat 2.500 de persoane, ori 4 lei, ar trebui să te plătim către cei doi prestatori de servicii pe care le avem noi astăzi, o să vă spun, o să vă explic și eu de ce doi, suma de 10.000 de lei lunar, din care prima este de colectare și transport către SECE Soma, iar diferența este plătită către ADIS Bacău, în vederea achitării, tratării și depozitării la groapa de gunoi de la Ecosul. Asta fiind taxă specială.
separată de ceea ce plătește contribuabilul. Nu, 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 domnul Tăfescu, pentru că revenim, înseamnă că ați fost atent. Înseamnă că urmează să avem o taxă specială. Nu. Atent de ce vă spun, de ce vă grăbiți? Deci, taxa, asta e o taxă de salubritate, taxa specială, deci este o taxă specială. Nu este o taxă locală, este o taxă specială anume pentru serviciul ăsta, pe care primăria, OAT-ul Forgești, sau oricare OAT-ul ar fi, nu beneficiază decât ia de la populație și dă creștere cele două, deocamdată două, nu suntem, poate o să fie unul singur, dar nici atunci nu o să fie. Vă scuzați, iar intervin. 10, domnul. Da, banii oamenilor plouă. Articolul 7 spune așa, da. Taxele speciale de salubrizare instituite anual prin hotărâri de consiliul local de către fiecare OAT. Eu asta citesc aici, da, de asta meu. Și nu-mi vine agrenit. Atenție ce vă spun eu. Pe baza unui program tarifar. Deci nu stabilim noi acum, dacă noi vrem să facem 50, 100 lei sau 10 lei pe lună, nu putem să facem chestia asta. Deci să înțeleg, adică va avea un prag maxim și unul minim. Noi, în funcție de zona în care ne-a făcut. Adesul nu are niciun brag maxim, niciun, încă o dată. În funcție, revin asupra, în funcție de numele, numărul de populație declarată, da, corect. Și am dat exemplu, 2500 cât am declarat, trebuie să dăm celor doi, ar trebui să încasăm suma de 10.000 de lei, pe care primăria Forgeri nu beneficiază de niciun leu, nu rămâne nimic în conturile noastre din suma respectivă, fiind o taxă specială. Asta înseamnă că e taxă specială, nu este o taxă al primăriei, este o taxă specială în care prima dată se plătește transportul, colectarea și transport către SOMA, actualmente operatorul care face, iar diferența, fie ea chiar de 1 leu sau de 2 lei sau de 5 lei, va intra în contul ADIS-ului. ADIS care, așa cum ați mandatat, i-am mandatat să încheie numele nostru al tuturor județelor ca asociație, reprezentând comunelor din județ, orașelor din județ, să facă cu Ecosud. Contractul este cu Ecosud. Noi nu birăm banii la Ecosud. Noi birăm către ADIS, iar ADIS-ul virează banii către Ecosud. Bun. Să înțeleg, da? Sau nu? Permiteți și eu completare? Da. Ca să înțeleagă. Păi, eu am înțeles să fie și eu am menționat și la ședința trecută problema. Așa. Indiferent de lună și de cantitatea de gunoi, noi plătim aceeași sumă de bani. În fiecare lună noi trebuie să dăm acei 10.000 de lei. Pentru că la deci dacă dăm 50 de lei anul, da, problema e, dumneavoastră spuneți, practic, pentru că noi nu am delegat acea persoană la așa, nu ne dezavantajează pe noi, iar dezavantaja pe Ecosud, pe ADIS. În caz de suma declară cantități mai mari, nu mai ajung bani dincolo. Rămâne diferența mai mică, cred, către groapa de gunoi. La mici, mie nu mi se pare normal okay. În modul ăsta de lucru. Tocmai de aici problemele la care se ajunge acum cu Ecosud. Problemele nu pleacă de la noi, în primul rând. Nu că vai, noi am fi alba ca zăpad. Corect. Încă o dată, nici nu vreau să arătăm ca alba ca zăpad. Trebuie să ne dăm interesul să rezolvăm această problemă, chiar dacă noi suntem mici în acest trec. În angrenajul ăsta. Corect. Problema se pune în felul următor. La orașe și la problemele care sunt la nivel de Rompres. Cei care au cele 65 de comune care au contract cu Rompres. S-au adunat de-a lungul timpului, pentru că dumnealor dau contractul cu Rompres, este făcut prin, exact cum am mandatat noi, ADIS-ul să facă licitația pentru nou operator, este făcut contract ADIS-Rompres. Toate cele 65 de UAT-uri care au serviciu oferit de Rompres, care au intrat în prima licitație, virează banii către ADIS. ADIS fiind asociația respectivă. De acolo, o comunitate s-a achitat, o comunitate nu s-a achitat. Sau sapul cel mare au ajuns cu datorii a ADIS-ului către Rompres. Rompresul, adunându-se anumit, au făcut notificare, la care am înțeles că vor să au făcut prin executare silită și au blocat conturile ADIS-ului. Pentru că să-și recupereze banii pentru pensiunile pe stat. Problema care se pune. Noi la prima vedere nu suntem afectați. Așa zice. Ba, eu asta vă spun, partea cealaltă urâtă a lucrurilor. Fiind conturile blocate ADIS-ului, noi diferența de bani pe care a trebuit să o adăm ADIS-ului pentru groapa Ecosud, se vor duce în conturile Rompresului. În momentul când dăm, se duce direct la executant. Deci contul ADIS-ului îl ridică Rompresul. Ne mai ajungând banii la Ecosud. Ecosud, ca o firmă privată și oricare dintre noi am fi reacționat în acea, așa,
am primit notificare la rândul nostru că ne blochează conturile în sensul că suntem datori. Dar eu am avut o discuție și chiar zilele trecute am spus în următor, domnule, eu dacă plătesc, pot să fiu să plătesc 100%. Dacă ajungem la zi cu plata, ceea ce la ora actuală nu știu dacă este posibil, așa, având în vedere situația în casele lor, nu, banii nu ajung la Ecosud. Și atunci, Ecosud a trimis notificare în care, pe data de 30 noiembrie, va închide groapa, accesul la groapa de gunoi. Cei de la Somon ne-au mânătut ca și ei, că suntem într-un lanț trofic aici, toate frumoase, bune și frumoase. La care ne-au spus, domnule, noi venim și luăm, colectăm gunoiul. Unde îl ducem? Și atunci am zis în felul următor, domnule, hai să discutăm în funcție de datoriile de Romprez, cu Ecosud, noi către Ecosud, către Adis, către Ecosud, care ajung banii, să putem plăti. Noi facem dovada la un moment dat că plătim, dar la Ecosud nu ajung banii. Intră în contul lui Romprezul. Și atunci suntem, știți cum, suntem într-o, exact ca eu am o vorbă, pe cum mușchetare, toți pentru unul, unul pentru toți. Nu chiar așa, domnule. Ba, dacă vreți lucruri, dumneavoastră le vedeți după. Adisul să facă chestia asta, că noi ne depășesc. Adisul trebuie să-și facă treaba, de-aia nu m-am dat. Domnule, Adisul este... Domnul, Adisul, eu nu mă fac eu... Știu cine este Adisul, că nu știu. Noi l-am mandatat și dăm bani să rezolvi problemele. Noi, ca comună, nu trebuie să facem nimic aici. Ascultați-mi. Noi dăm niște bani și stai... Nu vreau să vă spun eu nu-l văd pe Adisul că e vinovat, când e vinovat. E vinovat, e problema. Problema este că Adisul este o asociație a comunelor sau unităților administrative teritoriale din județ. Degeaba este bun platnic 50 din asta dacă 15, m-ați înțeles? Nu facem muncă voluntară. Nu face, domnule. Banii vin de acolo, dar dacă nu-ți virează comunele, de unde să plătești? N-ați înțeles. Eu așa văd lucrul chestia asta. Spunea cineva și cred că o folosesc și eu, nu știu că o victimă colaterală. Deci noi chiar dacă plătim către Adis, banii nu ajung la Ecosud, nu fac dovada că ajung la Ecosud. Asta vreau să vă explic. Suntem într-o situație destul de crâncenă. Cel mai bine ar fi, și acolo să găsească mari plătitori, au sume destul de mari, cei de la în contractul cu Romprez, să vireze banii către Adis, așa și intră Romprezul în posesia datoriilor respective, să-și ridice partea aia de sechestru, pentru conturi, blocarea de conturi, să putem noi să fluidizăm partea asta la altă. Pentru că altfel, nu știu cum am vedea o ieșire, dar asta este vorba dumneavoastră la nivel de Adis și la nivel de conducere. Până la urmă, noi suntem în mijloc, cum ar veni. Suntem în mijloc. Noi plătim soma care Adisul ce face în toate chestia asta. Adisul nu ia bani și îți virează dincolo. Atât, domnul, dacă. Dar Matale a fost primar și știi ce s-a întâmplat. Matale pui problema. Eu cred că avem anexa aia acolo. S-a referit asupra problemei, ca să vă refer, în situația în care suntem la ora actuală. Domnul primar, noi vorbim din situația actuală. Revenim la noi. Acum revenim la partea noastră. Într-adevăr, și aici îi dau dreptate lui domnul Dancă, mărind sau dublând, că am ajuns la dublarea numărurilor de containere, s-a mărit cantitatea de gunoi. Pentru că omul trăiește cu impresia, domnule, și așa plătesc, mă duc să duc acolo. Ei, problema este în felul următor. Noi am fi vrut undeva la anul ăsta și am pus, nu știți prea bine, ideea că am alocat niște bani pentru pentru achiziționarea de pubele. În momentul când am delegat ce să facem, am zis, domnule, să ne oprim pentru că nou operator va veni licitația, în momentul când am fost de acord cu licitația, va veni cu pubele. Exact cum zicea domnul Dămoc. Bine, e frumos, e scris aici, eu cred că o să se aduncă și acolo, în care se va face diferențiat, în care se va face selectiv, dar ideea este, și aceeași întrebare o am și eu, dumneavoastră, ca și dumneavoastră, până atunci ce facem? Până atunci? Intră în vigoare după ce s-a aprobat. În momentul ăsta. Eu referitor la proiectul de astăzi. Ce s-a discutat și se întâmplă până acum este clar. Corect.
Eu vreau să am vrut să vă întreb. Da. Proiectul de fază pe care o să votăm acum. Da. Când își are efectele lui? Începând în regulamentul începând cu ianuarie. Asta este ideea. Asta e ideea. Da. Deci proiectul și ceea ce vom vota noi, taxele speciale, le vom vota. Proiectul de față ne creează cadrul legislativ prin care noi putem să stabilim taxele speciale, să stabilim numărul de locuitori. Nu să... stabilim noi, domnule. Nu stabilim. Asta vezi dumneavoastră că nu putem noi să stabilim. V-am explicat înseamnă. Deci există o, la INSE, la Institutul Național de Statistică, Comuna Vorgești are 5.000 de locuitori. Ce să stabilim noi aici? Că nu mai avem 5.000? Putem să stabilim dacă avem anexa numărul 1 care înseamnă declarații. Declarații, exact. Păi cum putem stabili lucrul ăsta? Păi stabilim, dar restul ce facem? Păi restul ce facem? Dar nu putem plăti pentru 5.000. Dar plătim pentru 5.000, asta este problema. Și atunci revin și are, aici îl dau dreptate lui domnul Dămoc, dar cu noi facem pentru 5.000. Nu facem, domnule, pentru 5.000. Înseamnă că... Domnul primar, stați așa. N-am luat cuvântul. Dacă rămâne metoda asta de colectare, facem, domnule. Nu, stați așa un pic. Pământ, balazul, exact, dacă rămâne sistemul ăsta de colectare, acolo suntem. Stați așa un pic. Vreau să iau cuvântul că am crezut că am înțeles clar regulamentul. Deci, el și titlul spune, stabilirea numărului utilizatorului. Deci, comuna stabilește în INSE-ul, în primul rând. Printr-un eventual, să-i zicem, recensământ, ca urmare a declarațiilor. Da. Și tot regulamentul ăsta prevede acolo că modificările care... Dar modificările astea nu înseamnă, domnule, dacă vine copilul în concediu pentru o săptămână acasă, te duci repede, băi, uite, pentru o săptămână mai dau 2 kg de gunoi. Asta înseamnă că îți vine acasă pentru o perioadă de cel puțin o lună, când spune mai dincolo. De la 3 zile, atenție, la 90 zile. Spune atenție, că spune acolo, cei plecați mai mult de 90 de zile. Și noi corroborăm în articolul este, că asta este regulat. Iar și privește cu taxele alea speciale la articolul 5, la, sau pagina 7, acolo 6, 5, cum ați spus dumneavoastră, sunt 3 feluri de tarife, de taxe, domne. Și noi intrăm la litera B, unii pentru întreaga comunitate. Iar cei care... Aici revine rolul organului local să depisteze pe cel care n-are contract, n-are exact, nimic, păi să stabilească cât gunoi și să-i stabilească o taxă. Eu am citit așa, aveam multe semne de întrebare. Deci noi rămânem cu... Iar și privește pubelele alea de care tot o ținem langa de 2 ani de zile. Doamne, eu am înțeles că l-am aprobat luna trecută, că nouă operatori, deja cum se delegă și nouă operatori, cum s-au dus operatorii la toate localitățile de șodat pe bine, o să vină și la Vorgea. Exact. Că o fi pe la 1 ianuarie, că o fi pe la 1 ianuarie, la 29 februarie, ori de când, sau 30 februarie. Nu va mai fi sistemul ăsta de colectare. Niciun cadru. Va schimba total. Eu așa am înțeles, deci asta e. În fine, m-am lămurit și eu acum, de... Supunem la... Facem apambiul din pământ. Tot la suma de 90.000, îmi răspundeți acum sau la diverse? Câte suma? Până vezi, am plătit cantitatea de gunoi pe care am făcut-o în luna respectivă. Probabil și diferențe de urmă. Deci a fost nevoie de achiziție publică, asta n-am înțeles. Deci de ce a fost pe site contractul? Ma, cu ce am referitor la... E vorba de contract, nou contract. Hai să vă... Nu, acta adițional. Deci a expirat noi, mă, e contract nou. Deci este contract. De ce? În luna octombrie, cred, la sfârșitul octombrie, s-a încheiat contractul vechi, semnat în 2016. Era recomandare să se prelungească contractul. Da, am semnat și cu, dacă vreți, vă aduc și contractul, care specific, exact cum v-am explicat, unii spune că este valabil până la declararea unui nou operator. Când se va încheia licitația, sunt ei. Făcut o prelungire de contract într-un act adițional, bănuiesc. Nu, un nou contract. Nu mai aveam dreptul la act adițional. Cu alte tarife și cu alte... Cu alte tarife, dar mi-am explicat situația tarifilor. Și în aceleași condiții vechi. În aceleași condiții. Omul, n-ați înțeles. Ba da, domnule. Deci, Soma nu venea cu pubere, în niciun caz. Deci, Soma nu venea pentru un an de zile sau pentru jumătate de an cu pubere. Da, are. Dar bănuiesc că ați avut o clauză acolo spre cu ce? Contract, că în cazul în care... Câștigă licitația... Am sensit, dar v-am explicat, deci vă aduc contractul. Nu, că noi am discutat în ședința trecută, de asta spun. Deci, sunt clar. Deci, valabil, deci va veni, se va rezilia în momentul declarării unui nou operator. Copii Soma, copii Basilescu, SRL sau cine știe cine o fi, asta este. Okay. Supunem la vot proiectul. Cine este cadrul legislativ, da. Practic. Cine este pentru? Nu proiectul. Împotrivă? Da. Abține? Poate schimba mult. Deci abține. Avem două abțineri, da? Domnul Dămoc și domnul Damcă, da?
domnul Bogdan? Între. A fost pentru domnul Bogdan. Între cine? Între domnul Boboc și domnul Bogdan. Da, domnul Boboc, nu influențați consilierii de jurul nostru. Vă rog frumos. Deci nu o să ia aproape din măcare, domnul Bogdan. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării de investire execuției sistem iluminat la baza sportivă Răcătău. Comisia juridică a dat aviz favorabil cu mențiunea că domnul Dancă vrea să ia cuvântul în cadrul ședinței. Nu menționăm. Ba, a zis că vrea să-și exprime în cadrul ședinței. Comisia mulțumesc. Referitor la proiectul numărul 4, fiecare consilier își va da aici avizul dacă da sau nu. Buget finanțe? Buget finanțe... Avizul este negativ. Nefavorabil. Da, uite, domnul Crețu, știu, mai citeam așa, mai văd la distanță. Domnul, te rog frumos să-mi uiți în hârtiile mele. Ce te uiți în curtea mea când tu ai curtea ta. Deci avem nefavorabil două, o abținere și două favorabile. Deci la trei, la doi este avizul nefavorabil și fiecare... Bănuiesc că îți va explica, da, în câteva cuvinte, nu o să obținem până mâini dimineață, de ce a votat așa. Indicare... Ok, să scrii ceva la cuvânt? Și eu, din mâncare. Nu are opțiune, drept la opțiune. Domnul Dabor. Domnul Dorica. Și pe mine, că trebuie sfârșit așa. Cineva mi-a scris? Okay. Domnul Dancă, aveți cuvântul? Da, uite, domnul... Domnul profesor. Aici este vorba de lucrare deja efectuată, nu văd dacă mi se mai cere mie avizul acum, dar sunt de acolo sau nu, pentru care nu s-a făcut. Sau face alta nouă? Nu știu cu care vorba. Dacă a fost făcut, nu văd necesitatea ce s-a aprobat dacă lucrarea e făcută. Nu mai este nevoie de aprobare, mea, că e făcută. Eventual plata lucrării, nu ca să facă sau... Da. Cam atât. Mulțumim, domnul Dămoc. Discutăm de vreo jumătate de ani de proiectul ăsta. Domnul consilier Butnar o să ne zic, el a fost inițiativa dumnealui de a susține acest proiect. Iar că nu e regulă cum se procedează, pare rău că s-a ajuns în punctul ăsta ca domnul primar să fie nevoit să vină cu un proiect de hotărâre pentru a acoperi o investiție care deja a făcut. Vă vezi toată lumea conștientă că nu e regulă lucrul ăsta. Nu sunt împotriva investițiilor de genul, am zis, sunt bine, sunt binevenite, dar hai să le facem cum trebuie. Eu am depus o cerere la administratoră prin care am solicitat autorizația de construcție, avizul inspectoratului teritorial de construcții, documentația tehnico-economică, bănuiesc că dacă investiția deja făcută, ele trebuie să existe. Dacă nu există, nu știu. Tot bine. O să vedem. Eu n-am cum să votez proiectul ăsta. Nu știu cine își asumă să-l voteze. Din punctul meu de vedere, la momentul când s-a început acolo lucrarea, dacă nu erau toate actele necesare, domnul primar trebuia să-l ia inițiativă și să obsesteze lucrarea până la intrarea în legalitate. Dacă știți că e în regulă, cei care votați, vă asumați lucrul ăsta, eu nu o să pot să votez cu condițiile astea. Mulțumim. Domnul Dulică? Da, e bine iubit proiectul ăsta, că sunt și de la Sodor care se mai duc acolo la sportul ăsta, tineretul. Mai de mult se duce și la Bacău, la sală noaptea și jucau. Care e bine pentru tineret. Dar nu mai cheltui bani, nu mai trebuie așa, echipament, cum mai e așa. Sunt de acord. Domnule, eu n-am să... Îmi dat aviz nefavorabil, punctul meu de vedere, dar n-am să încep cu cine îi votează și asumă răspunde, nu, sperii pe nimeni că nu, se întâmplă nici o crimă. Nu, mai, vă rog frumos. Am discutat și în comisie și... Problema este că, așa la, nu vroiam, dar așa la o întrebare. Dacă se venea înainte de a se începe lucrarea cu acest proiect, iar ați de acord, nu trebuie să-mi răspundeți acum, îmi ține dumneavoastră. Erați de acord? Bun,
Acum vă spun de ce eu am votat nefavorabil. Pentru că articolul mi s-a părut puțin, articolul 1, puțin neclar. Se aprobă investiția execuției sistemului iluminat pe bază spătrânul recătău. Deci, cred că dacă ar fi fost justificat, se aprobă suma de 100 de lei, 200, sau nu știu cât o costat, conform devizului, conform nu știu ce, că probabil sunt niște lucrări, se cer niște bani, probabil că aș fi avut alt punct de vedere. Atenție, un lucru. Toți spunem că, vai de mine, nu suntem împotrivă să fac ceva bun pentru comună. Dar nu știu ce, dar nu știu cum. Este o lucrare făcută. Nu știu dacă se va ajunge până la cineva și-a asumat răspunderea. Nu știu dacă se va ajunge până la urmă cu să-și ia ăla care a făcut-o, să mai știu eu ce, care a spus să o ia, să o duc acasă, să o dovedească. Dar gardul, eu am înțeles așa, din discuțiile care au fost, gardul totuși a fost o lucrare aprobată, nu? Da. Construcția gardului, domnule. A fost o lucrare aprobată. Acolo au fost pe reparații, domnule. Pe reparații, domnule, aveți o leagă din... Am pe reparații, deci reparații ce înseamnă? S-au făcut gardul, s-au turnat fundații, s-au reparat. Ce s-au reparat în gardul ăla? S-au făcut un gard. Și-au fost aprobat, domnule. Deci au fost aprobat. Nu, nu, domnule, dar nu am spus să confundați dumneavoastră. Eu pun întrebare. Deci au fost aprobat. Pe lângă asta, stâlpul de care era legat o plată, l-au făcut o leagă mai lungă și au pus un bec în cap. După câte am văzut. Proiectoare se cheamă. Exact. Nu le-am văzut, decât pe Facebook. Așa. Este o lucrare, este un sistem făcut, dar până la urmă ar fi trebuit sesizarea asta să fie făcută. Că băi, vezi, aveți grijă, că noi tot se spunea că vreau domnul consilier Bugnaru. Doamne, aveți grijă și cu, îi spunea, cum se cheamă, nu iluminat, nocturne. Nocturne, nu e așa. Când s-a început lucrarea, din câte știu eu, OAT-ul este proprietarul bunurilor din domeniul public. Consiliul local este administrator prin executiv, prin primar. Domnule, școlile care sunt în domeniul public au doi proprietari. Unul de fapt și unul de drept. Proprietarul de fapt acolo este și directorul care în fiecare zi vede cum se deschide ușa, cum se închide, când se face o ușă nouă și trebuia să se aducă la cunoștință de la început. Băi, ia stați o leacă. Dar voi de ce faceți lucrul ăsta? Păi eu sunt director, cred și baza sportivă aparține tot de școala Răcătău. Nu cred că baza sportivă este al cuiva. Nu-i nici al lui Bunar. Da. Lucrarea este făcută. Trebuie găsită posibilitatea să vedem deviz, să vedem și venit cu un proiect de hotărâre și cu o documentație ca lumea. Da. Și până la urmă o să vedem cine din consilieri își asumă sau nu își asumă răspunderea. Eu am spus și voi susține tot timpul și cât am fost, niciodată Curtea de Conturi n-a făcut gălăgie pentru o lucrare făcută, bine făcută, finanțată corect, deci fără ca să fie suspiciuni rezonabile sau nerezonabile, nu știu cum mai cheamă acum, că s-au învârtit niște bani. Pentru că aici e teamă. La noi frica este, nu au băgat cineva un ban în buzunar de acolo. Nu cumva să mă doamne, noi tot avem grijă asta, doamne, că este cine să pândească. Vine Curtea de Conturi, păi noi facem audit. Vă rog, e vorba de bani aici. Pentru că, deși am pus întrebarea, dacă se vinea înainte, erați de acord? Pentru că toată lumea spune, nu suntem împotriva copii, vai de mine. Și la... Nu. Dacă. Nu. Asta am pus eu. În lege nu spune dacă. Am respins, domnul Vitic, eu nu țin despre... Păi nu. Nu, n-am spus de respect. Am spus așa în general. Că nu suntem împotrivă, nu suntem, dar pe urmă venim că să vezi, nu știu ce. Doar asta este teama. Cât bani costă? Pentru că noi facem un fel de audit. Nu are Curtea de Conturi și se fac în fine. Deși s-au dat să bani acolo. Am văzut 30 de lei că s-au plătit nu știu ce. Da. Hai să acordăm și prezumții de nevinovăție de la început. Sau de corectitudine. Și pe urmă, care face belele, e treaba lui, e treaba mea ca și consilier. Eu vă spun, dacă era bine documentat proiectul de hotărâre, eu l-aș fi votat cu mine amândouă. Pentru că este o lucrare făcută. Că trebuie să joacă fotbal noaptea, vara probabil e prea cald, să mai joacă noaptea. Că de randament. Dar asta este... Domnul secretar, poate fi considerat un amendament dacă aprobăm, adică articolul 1 să sune, cum ați spus, să-l luăm ca un amendament? Nu, vrem documentația. Nu.
Dacă fi cazul de, la documentație și vă rog, domnul primar, să mă scuzați, o singură problemă. Dar eu nu cred că cineva, chiar de inconștient, s-a apucat să facă treaba aia acolo. Până la urmă, cum se cheamă ăla, constructorul? Dom'le, dacă nu a avut nicio bază, înseamnă că omul ăsta a vrut să facă o sponsorizare. Dacă nu a avut nicio... Dom'le, măcar, știu eu, iar dacă s-o lua după vorbi, băi, fă că vedem noi, ăla nu e investitor, nu e, cum se cheamă, constructor serios. Nu-ți dă seama cu cine e și treaba lui. Dar nu trebuie să ajungem până acolo, să punem tot, să vedem care este situația, domnul primar cu personal, cu tot ce are, să facă așa o documentație ca lumea, să ne prezinte și bănuiesc că până la urmă se va pune în legalitate și treaba asta cu... Mulțumim, domnul Pescu. Felicit, domnul fost secretar, are o calitate de orator, cum le întoarce tot ca dumnealui îi scoate. E un lucru bun. Avem de învățat de la dumnealui. Da, are dreptate, domnul consilier. Trebuie să avem în față și documentația cât costă, cât a costat toată investiția asta, că nu specificați aici, specificat, nu, este specificat, aprobările care sunt și în momentul în care găsiți soluțiile astea și reușiți și aduceți în fața consilierului, pentru mine personal, pentru ceilalți consilieri, dacă nu vor să vadă, este treaba dumnealor și aveți toată documentația pusă la punct, eu voi fi pentru acest proiect. Mulțumesc. Mulțumim. Domnul Crețu? La viză. Da, am ascultat colegii mei și proiectul ăsta zic eu că a venit repede la noi, pentru că bănuiesc acel constructor, nu au făcut de capul lui în primul rând, a primit aprobarea verbală. Bănuiesc, dar sigur bănuiesc 100% că, din nou repet, omul și-a făcut treaba și acum cere bani. Că, nu, acum banii vrea normal, pentru un cont. Nu-i mai vrea de urmă. Mulțumesc pentru ajutor. Deci, haideți atunci când luăm legătura cu un constructor și el e cu bun simț și încearcă să ne ajute. Să venim și din spate imediat cu ceea ce ne trebuie, documentația. Și nu să-l scoatem basma curată. Să arătăm că, de fapt, noi ceea ce am vrut să facem, chiar am făcut. Nu e un lucru rău că s-a făcut, Doamne ferește, de parte de mine gândul ăsta. Dar haideți pe viitor să nu mai mergem cu chestii de genul ăsta. Sunt de acord. S-a făcut un lucru bun, vă rog frumos. S-a făcut un lucru bun, am fost, m-am uitat. Chiar mi-a plăcut, sincer să fiu. Și dacă asta e. Dar eu sunt prea bătrân să mă joc. Arbitru. Nici ca arbitru, că nu mai pot alerga după ei. Doar ca spectator pot să mă duc oricând. Ce să întâmplă? Haideți să... Eu l-aș aproba, sincer să fiu, dar haideți să venim și cu documentația imediat. Chiar înainte de a-i da banii constructorului, nu? Să știm și noi vorba colegilor mei, să știm și noi ce s-a cheltuit. Asta e. Deci îl aprobăm, dar ne promiteți că în maxim 2-3 săptămâni avem și documentația. Asta e lucru important. Deci eu sunt de acord, Pentru că sunt situații la care, având un constructor care poate să te ajute un pic, este benefic și pentru electorat, de ce să nu o spunem, și mergem înainte. Dar condiția să merge și documentați. Mulțumesc. Domnul Bondaru? Da. Voi fi foarte scurt. Este un proiect care beneficiază două școli din el. Școala Rece, Școala Repetău, plus tot tineretul din patru sate. Sohodor, domnul Dudonic avea dreptate. Sohodorul, Recea, Galeriu și Repetău. Și este primul proiect făcut, într-adevăr, pentru tineret. A fost executat, aveți dreptate, înainte de a fi aprobat, dar noi deja am beneficiat de el și este foarte binevenit. Așa că v-aș ruga să-l supuneți la vot și cine vrea dintre consilieri să-l aprobe. Okay. Supune la vot. Haideți înainte. Nu, trebuia să ne... Dator că e implicat și eu după problemele dumneavoastră. Plecând de la articolul 1. Deci istoricul acestei baze sportive, eu știu. Plecând la articolul, se aprobă investiția. Bun.
Eu cum, așa am gândit în momentul când am inițiat acest proiect de hotărâre. Ca să poți să discuți și să contactezi un proiectant, ca să contactezi, apoi să ne facă proiectul, să facem avizele necesare. Și toate chestia asta trebuie aprobată investiții. Eu așa zic, orice, nefiind în programul de investiții pentru anul 2018, eu am cerut girul dumneavoastră pentru a-mi aproba investiția ca să fac demersul în continuare a documentelor. Ce sumi să vă dau eu acum dacă eu nu am, pe ce bază negociam cu proiectant sau cu executant sau cine se întâmplă să cer în situații de lucrări dacă eu nu am aprobat investiția? Asta era singura și de asta e și simplu intitularea asta, se aprobă investiția. Eu îmi doresc, dacă vreți dumneavoastră, să-mi dați girul ca reprezentant, ca pot să încep să port discuții și să vin cu sume, dar nu pot să vin cu sume acum înainte de a avea, să vă spun, da, domnule, poți investiția atâta și așa am gândit-o noi. Deci asta era ideea, de asta și era și denumirea asta simplă, se aprobă investiția ca noi, să purtăm, să luăm așa, dacă așa cum în ceasul al 12-lea, să luăm lucrurile așa punctual și să le punem într-o ordine firească a lucrurilor. Pentru că există posibilitatea, una, să aprobăm investiția, să pornim la drum, să o aducem pe făgașul normal, sau să rămân așa, cum în situația respectivă. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu v-ați preparat? Domnul, dacă vreți să faci, nu aveți decât. Nu trebuie să facem glume. Deci eu nu glumesc cu lucruri serioase. Dacă nu ați glumesc de zonat, așa... Nu. Asta ar chema un studiu de fezabilitate, ce nu se aprobă investiția. Domnule, câte proiectoare sunt acolo? Putem, sunt 8 proiectoare. Să vă poate răspunde. Investiția depășește o sumă ca să fie investiții. Cât trebuie să depășească? Cât trebuie, domnul? Păi cât trebuie? Păi dacă nu știu, dacă nu știu, ce vreau. Adică avansa pe cine. Nu, domnule, trebuie să-i găsim în cazul ăsta o formularistică articolului 1. Nu se aprobă investiția, pentru că asta investiția poate să fie, băi, s-au aprobat o investiție de 1 miliard, 2, 3, 4. Cu asta cred că ar trebui găsit, dar nu știu dacă acum la cald, așa cum suntem noi, putem găsi o formulă. Așa, pentru că, atenție, nu că votăm împotriva lucrării respective. Nu cred că cineva de aici spune că doamne, nu știu. Dar trebuie găsită formularea în așa fel încât să fim în legalitate în momentul în care am aprobat adică să nu ne asumăm răspunderea, să mai știu ce, că răspunderea am mai asumat-o la o ședință când am fost scos din... am aflat chiar în discuții cu contradictorii cu altcineva. Doamne, ne asumăm dacă este cazul să știm exact pe ce votăm. Nu știu cum. Aprobă propunerea sau pentru întocmirea documentației privind, nu știu, găsiți o soluție, păi nu cred că se poate acum. Că așa mai durează sau cum vrei, nu, rămâne pe luna viitoare. Rămâne. Omul care a făcut lucrurile, adică nu știu, te convoca și o ședință. Nu știu, dar eu nu... E extraordinară pentru treaba asta, nu e obligatoriu, nu mă neapărat. Mulțumim, doamna Vice. Da, nu, o să spun scurt ce am de spus. Lucrarea este executată, ce drept, și venim acum cu să aprobăm investiția de execuție sistem iluminat la baza sportivă Răcătău. Așa este, punem înainte car, înaintea boilor, dar pe de altă parte, dacă lucrarea s-a făcut și este și utilă, după cum spune chiar domnul profesor, care lucrează acolo. De ce să nu punem lucrurile la punct? Haideți să vă spun, această primărie s-au făcut lucrări de reabilitare, de reparații s-au făcut și nu există proiect, nu există absolut nimic. Vin acum cei de la ISU, vin de diverse instituții și cer documentație. Nu putem că nu avem. Ne cere să punem la punct. Acum ce să spunem? Nu facem toate proiect tot pentru că s-au făcut lucrările și nu existau așa ceva? Dacă v-ați lovit de problema asta, de ce n-ați întrebat-o la început cum trebuia? Da, și o punem acum, haide să punem la punct, cum încercăm și cu celelalte probleme, să o punem la punct. Da, exact. Pentru că este totuși o lucrare de investiție, ca să putem să o prindem
și în inventar ca să putem face toate demersurile necesare, plus dacă există pe parcurs de repar, de ceva, dacă nu este în inventar, nu putem să aducem absolut nimic. De aceea consider că, da, să venim cu amendament, cum ați spus, să se aprobe, cum să zicem, să se aprobe începerea, nu, cu indicatorii, documentația. Indicatorii tehnico nu, stabilește domnule, după să, nu, ce aprobă investiția. Să punem, se aprobă realizarea documentației sau cum vreți demara, ceva, să mergem pe documentații, măcar să realizeze documentația necesară, nu? Domnul primar. Nu știu, eu v-am spus ideea mea cum am gândit-o. Dumneavoastră... Oricum trebuie plătit în alt mod, găsit un sponsor, că nu poți să aprobă investiții deja făcute, legal. Nu, de vreo, iau prima lucrurile. Dăm jos și gata. Nu e. Am zis-o, dar nu e. Haideți să spunem, venim cu amendament, se aprobă întocmirea documentației. Exact. Și așa cum e. Se aprobă întocmirea documentației. Se aprobă întocmirea documentației și venim cu amendamentul acesta, supunem la vot. Cine propune amendamentul? Se aprobă întocmirea documentației. Eu și gata, dacă... Clar, se aprobă întocmirea documentației pentru investiția, execuție, sistem iluminat la baza sportivă Răcântău. Eu v-am susținut. Ce așa rău? Nu vă place în față? Nu-i întrebat. Trebuie să mai mergeți și în față un pic. Și ca atare, îți spune la aprobare că aprobare amendamentul. Da, s-au terminat discuția. Deci supunem la vot amendamentul spre aprobare? Domnul. Supunem la vot amendamentul spre aprobare? Cum sună amendamentul, domnul secretar? Amendamentul sună așa. Se aprobă întocmirea documentației pentru investiția, sistem de iluminat, baza la cătătorului. Necesare. Cine este pentru? De ce nu? Împotrivă? Abțineri? Vreau să spun că asfaltul de la Hotel când s-a făcut, n-a făcut nicio documentație, n-a făcut nimic. Domnul Bogdan, și haideți un pic, haideți, dacă îmi dați voie. Deci în momentul când am făcut... Am aprobat. Da, am aprobat cu denumirea. Ce vă spuneți? Începerea lucrurilor. Investiția, aprobă denumirea documentației. Nu, necesar. Noi așa am făcut, când am făcut extinderea de rețea, privind aprobarea lucrărilor de investiție, ești în deretirețea. Asta era. Aici am schimbat-o la cocifră. Da, aia e. Cuvânt. Am pus o virgulă mai puțin. Da, dar dacă ziceți numai documentația, asta se... Necesară. Și după aceea e vinit cu vrei, costă suma de aprobă, suma de 2 miliarde. Gata, domnule. Am înțeles. E foarte bine. Eu v-am spus cum am gândit. Suma exact. Da, exact. Da, domnule, dacă să fie suma exact, deci să am girul. S-am dat voie, ca să... Mulțumesc. S-am dat voie eu. Supunem la vot proiectul cu amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Am înțeles în 3 abțineri, da? Domnul Dămoc, domnul Dan și domnul Dufescu, da? Următorul proiect, numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume de 200.000 de lei pentru acordarea de cadouri preșcolarilor și școlarilor din Horgeș și de Tubacău, programul Pomul de Crăciun, 2018. Da. Avizul pe comisii. Aveți favorabil juridic, consiliul juridic. Favorabil și pentru învățământ. Buget finanțe. Putem să fim împotriva și fund pentru copiii noștri. Favorabil 100%. Cine vota? Se înscrie cineva la cuvânt? Da, mă trece. Da. Altcineva? Ok, aveți cuvântul, domnul Tufescu? Da, am o întrebare. Puneți la adresat. Ați cerut de la unitățile școlare, da. De la conducerea școlilor gimnaziale, da. De Bătău și Horgeș, numărul de elevi aflați în SIR. Da, ca să putem să facem o situație asumie respectivă. Să continui. 296 sunt la Răcântău, 444, da. La Horgești. Știu că în anii trecuți ați solicitat exact pe numărul de elevi care frecventează.
dacă mi-aduc bine aminte. Acum ați cerut în SIR. Există migrația asta a părinților. N-am cerut în SIR. O să dau răspuns în ce eu am răspuns în SIR. Nu, lăsați să spună că doamna, eu am la telefon. Da. Doamna, eu l-am întrebat pe directorul școlii de la Răcătău, cel puțin de acolo știu. L-am întrebat, domnul director, cum ați dat situația elevilor? Era și domnul Bunar, erați de față, da? Deci răspuns și domnul director, cum a spus primarul. Domnul director a zis așa, răspuns am dat situația școlară în funcție de cum ne-a cerut doamna Vici, mi-a cerut să-i dau din SIR numărul de elevi. Spun mot-a-mo ce a zis domnul director. Da, și o să vă și acum eu mă întorc și vă spun. Datorită migrării elevilor, a părinților prin străinătate, inclusiv a elevilor, o să rămână, bănuiesc, niște pachete în plus. Zic, nu știu. Da. Aceste pachete, dumneavoastră, ați afirmat că o să fie date la urători. Sau da, și anul trecut. Da. Avem copii, puteți. Bun. Dacă stăm și ne gândim un pic, cam de la Orger, cel puțin, o să rămână foarte multe pachete. O aveți atât de mulți urători? Bun. Ascult. Haideți să... Am luat o ordine că n-a răspuns domnul director, dar că tot am vorbit mai decât nu am vorbit cu domnul director Lucaci de la Horgești. Și dânsul a pus prima dată această mea, nu de zi de astea că n-a dat de numire, a zis numărul copilor înscris sau numărul copilor care frecventează. Și au luat în calcul, a mers pe Horgești, în special pe Horgești, pentru că la Sohodor, cel puțin chiar și astăzi au venit, numai astăzi s-au întors un număr de 4 sau 5 copii. Au fost înscriși, s-au dus părinții să-i înscrie, pentru că s-au întors, au venit luni. Doamna Vici, sunteți de acord că, de exemplu, articolul 1 ar trebui să aibă un amendament aici. În cazul în care cele pachetele pe care noi le distribuim în valoare de 12.000 de lei, nu, sau sunt mai multe decât numărul copiilor, noi le distribuim urătorilor care o să vină în ziua de... 31. Dacă vrei să ați văzut că în expert de motive și referat este specificat acest lucru. Nu, dar vă spun pentru că e păcat să se strice, păi să le aruncăm, nu? Nu, anul trecut ce e drept cât n-au fost aruncate, că au venit și copii din aceia mici care nu sunt la preșoare și au fost date, că au fost în activă și plus au venit păi pe 31. Este o altă problemă. Da. Cum știm noi numărul urătorilor care vin? Stăm și numărăm? Noi am făcut un proces verbal. Cum vreți să... Dacă nu... Până la urmă, exact mai domnul secretar, stăm doar pentru... Iar întoarcem la aceeași poveste. Știți care este? Nu dăm bine dacă spunem cu tare și cu tare lucru, că vedeți că, culmea, că sunt și din partidul de, care e la putere. Și sunt un fel de țapi spășitor. Dacă vă pun realitatea și vă spun în față că sunt lucruri pe care trebuie să le rezolvăm cum trebuie, cumva nu dau bine, dau rău. Da, dar știți cum facem, domnul secretar? Așa. Când, dacă se întorc pachete, dacă și câte se întorc, automat toate se fac prin proces verbal cu școala și după aceea vi se aduce la cunoștință. Și deci, păi nu, dar trebuie ca să vedeți ce se face. Și se notează exact că s-a făcut proces verbal când s-au dat cadouri. Vedeți, luați legătura cu copiii care au fost cu părinți, deci numai copiii au venit și de anul nou, că au venit părinți. Cum vreți, veniți până cum să îi trecem pe aceea la care se dau pachetele? Un număr de, un caz dacă cui se dă pachetele. Pentru că vine sistemul ăsta de învățământ. Eu știu clar. Eu nu pot să văd controlul urătorilor, de exemplu. Da. Le înapoiați, le duceți la înglouri înapoi, vă recuperați banii. Ce faceți? S-au dat la urători. Ok. Dom'le, dacă rămân prea mult, eu vin numai... părinte, donăm la biserică și așa vin. Eu aduc părere. Trebuie să venim cu un amendament. Și câte păstăm pe urători? Pentru funcții, nu, după data. Pe data din 1 merge și doamna vici, ca să termin ideea. Eu vin cu un amendament, nu știu dacă colegii mei o să fie de acord sau nu o să fie de acord, este problema, fiecare votează cum dorește, să specificăm clar, ca să fim acoperiți, la curtea de conturi sau unde o fi, restul cadourilor nedistribuite să fie date la biserici, de acord, sau să fie cumva date urătorilor. Dar să avem aici ideea asta. Nu văd aici. Nu, zice că este referat și în expert de motive este trecut acest lucru. Eu văd în articolul 1, e propunerea din proiectul de hotărâre. Și vreau să zic, adică eu zic de sensiunea
Nu i-am făcut o adresă scrisă sau numai telefonic am vorbit cu cei doi? Nu, avem adresele aici, că le-am citit așa. Sunt telefonic? Nu, 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 nu. Telefonic am adresat la cunoștință. Ei, asta vreau să spun. La expunerea de motive ce aceste cadouri se vor da prin intermediul camerelor didactice la școală conform adreselor școlilor din comună, urmând ca în situația în care vreuna dintre școli returnează cadouri în perioada Crăciunului, când vin urători, așa cum s-a întâmplat și am trecut să fie date acestea. Pentru că știți de ce vă spun acum 2 ani. Ați avut expunerea? Acum 2 ani. Acum 2 ani ați cerut liste pe clase. Da. Vă amintiți că ați făcut lucrul ăsta? Anul trecut nu s-a mai făcut lucrul ăsta. Ce a fost, a dat la un director și la asistent. Știți ce s-a întâmplat acum 2 ani? Ce ne-am dus erau că nu dăm mai mult candidat, deci aveau cadourile în mașină, a plecat cu ele acasă, în portbagaj, că vine apoi, le dă la copii. Deci a fost o întreagă și când au văzut părinții, că au zis, păi vedeți, când au văzut copiii, când acolo și luau pungele și puneam portbagaj la profesor, învățător, părintele sau copilul nu crede. A văzut că a plecat cu ele acasă în portbagaj, apoi eu le dau mâine la copiii mei, dar mi le țin. Nu, am zis că păi am zis, deci, nu? Noi dăm pe baza numărul de copii cu toate că ar fi fost ideal ca discuția asta nici nu s-a dat locul a copiilor care frecventează. Da. Ar fi fost din momentul ăla să încheia subiectul. Nu, au venit, nu mai acum, domnul Candic. Da, domnul, până la urmă, dacă e decizia lor. Așa. Și de, nu bun. Să haideți să mergem până la capăt. Vă dați voie să-mi spun ideea. Acum e faptul consumat de acum. Deci, așa, suma am alocat-o pentru sumele, numărul de copii pe care ne-au dat ei. De ce spuneți că cadre didactice, anumite cadre didactice, au plecat cu portbagajul prin bănesc în sala de clasă respectivă, avea doar 2-3 elevi și restul erau plecați. Și atunci... Nu a zis că nu le dă ziua respectiv. Nu, nu, stupesc. Asta vreau, dar lăsați-mă să vă explic ideea. Noi, ca unitate administrativă, noi nu suntem Moș Crăciun. Corect. Nici eu, nici doamna Vici, nu ne îmbrăcăm în Moș Crăciun, s-o dus timpurile. Corect. Noi facem pe baza unui proces verbal, eu o să o desemnez cu doamna Vici să ocupe problema ta, care dăm spre director. Directorul la rândul lui, modul de organizare. Păi nu mai mergem și la noi la școală? Dacă noi nu ne ocupăm, nu mai suntem noi Moș Crăciunii, n-are rost. Cui îi dă lui Ionescu, care are 4 copii sau are 5 copii, dacă în clasa respectivă sunt scriși 20 și nu-i vin decât 15, e problema dumnealui. Dumnealui, la sfârșitul activității, vine iarăși la fel director cu proces verbal a numărului de pachete. La care noi, la rândul nostru, o să facem un proces verbal, ce s-a făcut cu... Că, practic, scopul acestor pachete este către elevii din preșcolare. Asta e toată chestia. Anul trecut, chiar la școală, că tot ne-am dat cu o problemă. Ne-au trimis pachete înapoi, că nu erau copiii la școală, iar după anul nou ne-au sunat, când au început școala, să trimitem 13 sau 15 pachete înapoi, că au venit copiii aceia la școală. Pachetele le faceți funcție de numărul de elevi care îl dau direct. Exact. Avem 700 de pachete. Domnul primar. Prindem asta în articolul 2, că pachetele vor fi, iar cele ne... Așa, da, poate bine. Asta mi s-a dat. Da, asta mi s-a dat. Spune-mă amendamentul. Pentru un număr de 740, când noi le-am adunat copiii... Și poate rămân și pentru noi, că vinem cu trucușorul. Dacă veniți să ne urați cu drag? Da, da. Domnul Stichic, dacă ori de 3 ori... Să mai bat și până am văzut la primar. Auziți, mai... Da, dar sunați, împreună vă rămâne. V-a rămas cu amendamente, domnul Stichic. Deci să se specifice și pachetele rămase că se dau urătorilor. Da, pentru că articolul 2... Nu, nu, haideți ca să... Deci, spuneți să ne amendamentul dumneavoastră. Pachetele turnate, care nu se nedistribuite, să fie date, vor fi date urătorilor, tot copiii sunt și ei, sau donate către biserică. Să puteți să nu ține prin ea. Nu, la curând. Domnule, ca donații, fac proces verbal, că am donat acum. Da, dar la câte biserici? Auziți, mai mult, nu să rămână mai mult de 30-40. Și dacă maximul, păi și la atâtea biserici, cum faceți cu 30? Cât e 10 la fiecare? Păi ai 10 și 40. Păi și atunci ce facem cu ele? Asta vreau să vă ajut. Cum s-au dat anul trecut, domnule? Cum au ajuns anul trecut? Da, au ajuns. Păi vedeți. Da, da, nu s-a dat cazul care, iar nuanța nu se înțelege. În cazul care rămân. Rămâne 100 de pachete. În cazul care rămân. Dacă nu rămân, nu rămân. Dacă nu rămân. Da, discuția asta o avem ipotetic. Da. Anul trecut n-au ajuns cele. Doamne, ce am zis adineaură? Dacă rămân.
Da. Trebuie deci, să găsim și o altă formă. E păcat să strige aici, în primărie, nu? Deci asta va fi forma finală, da? Da. Cadourile nedistribuite vor fi date urătorilor sau donate către biserică, da? Nu, o să faceți un proces verbal, bănuiesc cât i s-au dat, cum s-au dat și cum... Da, și acum s-a făcut și-au întrebut tot, s-au întrebut chestia. N-are nimeni nevoie de amendamentul. Balamut. Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Votăm amendamentul? Nu. Proiectul în forma amendamentului. Proiectul în forma amendamentului. Amenda. Cine este pentru? Amenda. Corect. Împotrivă? Pentru. Pentru. Abține? Punctul numărul 6, întrebări și interpelări. Cine se scrie la cuvânt? Domnul Codreanu. Codreanu. Domnul Deboc. Domnul Dulică, domnul Cisicaru. Deci domnul Codreanu, domnul Dămoc, domnul Cisicaru. Da, domnul Bogdan, dar despre ce vorbim? Da, vorbesc la prensie, dar vorbesc la diverse. Așa, aici cred că e cea mai important. Și pe mine mă specesc. Nu mai treceți că sunt deja da, doamna președinte, cu permisiunea dumneavoastră, aș aduc un pic câteva probleme la conștiința Consiliului Local. Și o să vă am văzut două, trei, patru, cinci am venit. Unu, plecând de la contractul de dezpezire, vă aduc la conștiință că am încheiat un contract de dezpezire cu 10 sofifex SRL Onești. Valoarea contractului este de 54.000 fără TVA, în care am închiriat un autogreder și un buldoi excavator, 200 de ore la fiecare dintre cele două utilaje, 160 de lei autogrederul și 110 lei... 54.000, fără TVA, plus 10.260, dacă vreți, deci 64.260. Da, dintre care intră 400 de ore, 200 autogrederul, 200 buldoi excavator. Acum, nu intrați în panică, că e posibil, și anul trecut am avut o sumă mult mai mare, dar nu am consumat-o. Deci a rămas undeva 27.000 și ceva s-a consumat anul trecut. Deci nu e obligatoriu, acum depinde de doamne aici. Intervențiile. Perioada de prezentul contract este de 4 luni, începând de la 1-a 12-a până la 31 martie 2019. Cam astea ar fi în prima parte care am văzut. Bun. A doua problemă care vreau să vă spun, stadiul proiectelor cu finanțare nerambursabilă. Serviciul de alimentare cu apă este semnat contractul de proiectare și execuție după undeva 20-a 12-a 2018, a trebuit să ajungă situația PTH-ului la noi. Urmând ca să facem avizele și apoi să pregătim toate documentația pentru execuție. La serviciul de construire școala Sohodor, una dintre mai greu au mers, am reușit... Un piculeț. Spuneți, dacă n-aveți, eu vorbesc prea repede, eu vorbesc zic, pentru școala construire școala Sohodor. S-au semnat pe 26 noiembrie, luni, s-a semnat contractul de cu asociația Dalexim Procur SRL și grupul proiect, în care de proiectare și execuție este, uite că nu v-am spus la prima, de 7 luni, una de proiectare și 6 luni de execuție. La alimentare cu apă este de termen de execuție 24 de luni, 3 luni de proiectare și 21 de asistență tehnică și de execuție. Apoi, deci avem 24 de luni. Ok, lăsați-mă să mă continuăm. Că școala Sohodor e posibil ca undeva în decembrie? Nu. Undeva, zicem noi, dacă ar fi nicio problemă,
ar trebui ca anul școlar 2019-2020 să ne găsească în școală nouă. Dacă ar fi nicio problemă. Încă o dată spun, subliniez. Proiectarea, asistență tehnică și construire poli peste drumul, peste râul Răcătău, este semnat contractul, suntem în derulare, pentru deja am terminat stadiul de proiectare, suntem la obținerea avizelor în vederea semnării, adică dăm pentru construire. Termenul este de 12 luni, dintre care 30 de proiectare, deja s-au făcut proiectarea, deja e venit proiectarea, deja suntem. Achiziția unui bultoi excavator pentru întreținere. S-a semnat în cele din urmă contractul, data de 12-11-2018. Termenul de execuție 30 de zile de la data semnării. Deci, dacă facem un calcul simplu, ar fi undeva în jurul datei de 12-15, maxim 20, și decembrie ar trebui să avem și coritul bultul excavator în curte. Cam asta ar fi preferitor la proiecte. Tot în ședința trecută am ridicat problema și am încercat să fiu receptiv la problemele pe care le-ați ridicat. Avem la evidență noastră un număr de 60 de persoane vârstnice cu nevoi, care o să, și lista poate rămâne deschisă, în care o să găsim o posibilitate și un mod de abordare împreună cu doamna viceprimar, ca să desemnăm persoane de la ajutor social, cu toate că există cu două tăiușuri aici, pentru îngrijirea acestor persoane pe perioada de iarnă. Și mult, durerea noastră cea mai mare cu asfaltul și cu drumul nostru pe care de toate zile, drumul 252A. Imediat după ce s-a terminat, adică ce au venit furtuna, cum să spunem, perioada furtunii, noi am făcut către Consiliul Județean Bacău, în afară de discuțiile pe care le-am purtat, am făcut și partea scrisă a lucrurilor. Ne facem treaba, chiar dacă nu... asta este, fiecare are părerea lui, am văzut comentarii fel de fel, dar... și am primit următorul răspuns, pe care eu îl vedeam și verbal și îl vedeam într-un fel oarecum normal. Pe 252A și 252, băieți, se vor executa, referitor la adresa noastră, se vor executa lucrări de întreținere curentă a drumurilor pietruite, constând în reprofilarea părții carosabile cu adaugă de material pietros pe sectoarele cu deficit de material, atunci când condițiile atmosferice vor fi prielnice pentru aceste tipuri de lucrări. Menționăm faptul că intervenția cu utilaje grele pentru reprofilarea părții carosabile în condiții atmosferice actuale poate să producă degradări și mai accentuate asupra părții carosabile. Deci este adresa oficială de la Serviciul de Drumuri Județene Bacău, un serviciu care este subordonat Consiliului Județean Bacău, în care am primit răspunsul la solicitarea noastră pentru intervenția, și am adus noi la cunoștință intervenția pe cele două drumuri. Așa? Și mai am ceva, dar încă nu am spus-o, a doua variantă, am mai discutat, referitor la achiziționarea autocamionului. Dar o să discutăm la sfârșit, o să mă duc să-mi scot și cea de-a doua variantă, să vorbim cu o colegă. Mulțumim. Domnul Codreanu? Mulțumesc și eu. În urmare avem un caz la galer. Avem un copil de cedat de un an și două luni. Da. Și nu au cu ce să facă datoria la biserică. Dar se poate da un mic ajutor, ar fi bine primit. Domnul meu, fac apel, foarte bine că a ridicat dumneavoastră problema, fac apel la bunăvoința dumneavoastră și la... Că e bine să... E vorba de fostul la chiar de an, o familie cu destule probleme. N-au cu ce lucruri, n-au nimic. Așa, eu am zis personal că o să contribui și eu cu o anumită sumă. Prin momentul ăsta... Eu fac apel și către dumneavoastră, și foarte bine, vă mulțumesc, voiam să vin și eu ca idei, dar ca să vină, uite, o inițiativă foarte bine venită din partea unui consilier, în care e vorba de suflet, de la suflet la suflet, gândiți-vă că există posibilități și
sunt probleme pe care putem să-i ajutăm și pe acești oameni destul de năvăstuiți de soartă, care mai primesc încă o palmă grea de la soartă. Da. Mulțumim, domnul Dămoc. Vă ocupați, dumneavoastră, la sfârșit, dacă vreți, dați la domnul Dică și facem un lucru. Ne pus o adresă la Consiliul Județean referitor la cele starea celor două drumuri și am solicitat încercarea de a redeschide drumul Județean 252B. Mai ales că acolo au fost făcute lucrări, drumul, am înțeles că el e pietruit, eu am circulat în septembrie pe el, erau, drumul părea foarte bun, deci nu cred că e degradat, nu cred că în momentul ăsta el mai pune pericol de alunecări de terenuri sau alte probleme, pur și simplu ar trebui dezăpezit și dacă ar fi dezăpezit, el ar fi funcțional și chiar cred că ar trebui să insistăm la Consiliul Județean pentru acest lucru, mai ales până se va interveni pe, până va permite vremea să intervină pe dosar. Ca o variantă de... Exact, mai ales pentru cetățenii din zona aceea. Câteva întrebări punctuale referitor la solicitările de ședința trecută. Am solicitat un răspuns scris, pe care nu l-am primit din păcate, referitor la... la amenajamentul pastoral și inventarul domeniului public. Asta, da, recunosc că v-a spus. Așa. Câte mii de făcute? Proiectul de taxe și impozite locale pe anul 2019. Le-o discutam ședința din mâna decembrie. El ar trebui pus în dezbatere publică și studiat în amănunțime, pentru că asta e procedura. Da, am înțeles. Vreau să vă întreb dacă s-a obținut avizul pentru trecerea de pietoni. Nu, suntem în obținere, în demers. Ok. Dacă s-a găsit o soluție viabilă în ceea ce privește grădinița Răpătău, da. Am discutat și eu să vă rog să discuți și care este situația. Și v-am promis și eu un răspuns referitor la comunele care au aprobat planul de situații de urgență, acel plan pe care, de păcate, Consiliul Local Cotrici. Și vă dau pe scurt câteva exemple. Comuna Calvinii, Buzău, Jurilov, Catulcea, Coșula, Botoșani, Turceni, Gorj, Dărmănești, Bacău, Bacani, Văslui, Mircea, Vodă, Brăila. Deci câteva comune care aprobă acel plan de intervenții și unde nu a fost o problemă. Deci chiar dacă el există în atribuțiile primarului, Consiliul Local adoptă acel plan. Doamne, hotărârea de Consiliul Local este? Ați văzut dumneavoastră hotărârea? Că eu am... discuția a fost pentru mine. Domnul consilier, ați văzut dumneavoastră planul pentru situații de urgență, pentru... situații de urgență a serviciului. Planul Comitetului Local pentru Situații de Urgență aprobat prin hotărârea Consiliului Local. Domnul consilier, vă rog să vă printez, atunci o să vi le aduc. Vă rog și vă mulțumesc foarte mult. Și... Nu mai vorbesc, că a ieșit un video primar. Da. Mai aveam cu domnul Rotaru o întrebare, da. Nu știu dacă domnul primar atunci. Prezintă un flăcut. Să fac un Am întrebare referitor la... Noi avem un contract cu domnul Rotaru, pe care, referitor la cei 1500 de lei, am văzut că suplimentar pe lângă acei bani, i s-a mai atribuit domnului Rotaru și un alt contract. Da, este manager de proiect la problema de achiziție la podul de jos. Ok, deci ceea ce nu intră, înțeleg, în atribuții de... Nu atribuții de celelalte, nu. Asta este referitor numai la proiectul respectiv. Ceea ce persoană, lucrăm pe toate... De asta, eu încă insist pe acel raport de activitate, pe aceea să vedem ce trebuie să fac cu omul ăsta. Trebuie să văd că îl plătim pe toate planurile, dar nu știm exact ce face concret. Atât, mulțumesc. Domnul Pisecaru? Cu iluminatul public, domnul primar, avem... la Recea, pe acolo, mai ales din partea lui Muntilă, nu merge niciun bec de acolo. Avem sesizarea și noi. Avem fost devenea favorabil. În momentul ăsta, multe echipa a plecat în zonă, dar... A avut probleme, a avut concediu medical, că am mai discutat și cu poliții. Trebuie făcut acum. Da. Problema pe care o reglementăm în cel mai scurt timp, o reglementăm. Nici timpul... Mulțumim, domnul Rotaru.
Da, eu n-am luat cuvântul la două sau trei proiecte. Am zis că n-are rost. I-am lăsat la diverse. Am lăsat la diverse, da. Preferitor la iluminatul terenului de sport. Păi, oameni buni, ne cramponăm la niște lucrări de nimica toată, domn, parcă ar fi de sute de milioane, oameni buni. Dar astea se pot face și fără aprobarea Consiliului Local. Știi după aceea, că doar nu duci lucrarea acasă primarul. Deci, oameni, fiți mai rezonabil, domn. Fiți un pic mai rezonabil, că se fac niște lucrări, că asta vreau să spun până acum. Deci anul trecut, la marea majoritate a lucrării Consiliului Local, a venit cu organigramă. Tot anul, organigramă. Anul ăsta să vine cu deșeuri. Păi, oameni, asta ne intervine, că și astea sunt bine, dar acolo sunt niște afaceri, care cineva vrea să câștige niște bani cu gunoaiele astea. Că trebuie, într-adevăr, să fie și luate gunoaiele, că altfel ne împotmolește tot felul de boli. Dar, un pic mai, de exemplu, primarul, poate să facă niște lucrări și după aia să vină, pentru că sunt niște lucrări care, bă, avem niște bani acolo, hai să facem un lucru. Eu am făcut asfaltul fără să am bani, oameni. Asfaltul. Și o costat fără contract, fără... Dar am avut încredere în cei care lucrează. A făcut asfaltul, că știa că Bogdan este omul care va plăti. N-am reușit să plătesc, că n-a mai ieșit primar. Și a rămas o sumă de 2-3 miliarde ca să o plătească următorul primar. Și m-a zis, băi, să faci pușcărie, că n-ai plătit asfaltul. Bă, nu fac, asfaltul este făcut, că trebuie să mai plătesc, este altceva. Și am mai plătit după aceea suma respectivă. Grădinița, la fel, când am pornit grădinița, asta era prima grădiniță în zona asta, cu încălzării centrale, era ceva fenomenal pentru această zonă, nu exista aici. Și am plecat cu 700 de milioane, că atât aveam. Când am făcut, și a făcut tot societatea care a făcut asfaltul, a făcut și grădinița. Și a costat la sfârșit 2 miliarde 200 de milioane. Dar ce este acum? La toți le frică, oameni buni, pentru că aici sunt oameni care fotografiază. Băi, ia să vedem ce greșește. Ia ce a făcut ăsta? Ce n-a plătit? Deci de aia se urmărește acum în primăria asta. Că de aia cel săracul nu poate să facă niște lucrări care ar putea să facă mai multe lucrări înainte, să știți. Că există și lucrări care se fac cu încredințare directă, știi? Fără să mai scoți la licitații, fără nimica. M-ați înțeles? Deci asta este acum. De aia și consilier. Bă, o să plătească consilier. N-a plătit niciun consilier, cât am fost eu primar și viceprimar 12 ani, n-a plătit niciun consilier, nici 5 bani, oameni buni. Adică, haideți să, cum să vă spun eu, să nu ne mai cramponăm la niște lucrări de mici, omule, mici de tot. Vorba de 10-20 de milioane, când era vorba de miliarde. M-ați înțeles? Aici trebuie să gândiți. Deci, noi consilieri care sunt, să nu mai crampoi, să vedeți că nu mai ia nimeni, domnule, din 20 de miliarde și să iei pentru instalația electrică de la nocturna de la Răcătă. N-ai ce să iei. Deci la lucrări mari, când vin alea, miliardele alea. Arena națională. Aia, acolo este lupta, să știți, acolo va fi foarte greu, să știți, când trebuie să... Că eu mă așteptam în ăștia 3 ani de zile să vină cu proiecte de... Bă, am făcut investiția asta de... Exemplu, școala Sohotor, care costă 27 de miliarde. Deci prima dată când am făcut eu proiectul costa 22 de miliarde, acum costă 27 de miliarde. După aia, când se face asfalt, 6 km, mai țineți bine când ați venit prima dată? Da, domnul Gigel, da, 6 km. Îmi pare rău că aș fi vrut să... Fii exact, e foarte, păi aia este, că sunteți la conducere, deci ai vicepreședinte de la PDL, ai președinte de consiliul local. Prefect este tot de la ALDE. Prefectul. Președintele Consiliului Județean Brașoveanu. Eu fost șeful fișorului meu la direcția copilului. Este la PSD.
dacă mai vinea și bine acum ca ministru a transporturilor, că aia, aia să fie cu la nu știu dacă ați urmărit, să ajungă, s-ar putea, s-ar putea. Nu-i trecut. Nu-i trecut. Și atunci, atunci să luați de gât, veniți la, la Recea Răcătău cu o promis din nu știu câte ori când a fost aici, știi? Nu fac asfalt pentru că n-am primar PSD-s. Acum are viceprimar. Ar putea să... Da, da, e în alianță cu ALDE și ar putea să vină să impulsioneze, să facă ceva. Bun, eu asta mă așteptam. Băi, am pietruit atâtea uliți, la ora actuală, nu s-a făcut nimic. Șanțuri, barmă atâtea sute de metri de șanțuri, nimic. Când eu am venit cu zalarea șanțurilor, ce se poate face? Nu o să lua nicio măsură, știi? De aia nu mai vreau să mai iau cuvântul, să știi, nu are... Pentru că, v-am spus, dacă ai intenția să faci și dacă nu te susține Consiliul Local, asta e adevărat, știi? Și oamenii din primărie, Eu n-aveam probe, dar ce mă, eu mă certam cu secretarul? Nu m-am certat niciodată, numai că îl certa pe el că nu știa că... Îl certa pe el că mergeam la ședințe, îl sculea sus, jos, că nu știa cât venit are o oaie. Era vorba de ajutoare sociale, știi? Că am avut 650 de dosare. Oameni buni, 650 de dosare. Băi, Bogdan, dar și acolo, da, doamne. De ce ați dat legea 412? Și ați dat-o pe 416. Ați dat-o pe umerii primarilor. Ei să facă cât venit are o vacă, cât venit are. Eu dacă știam că se va calcula asta, nu aveau, nu erau 650. E greu când le dai... E greu când le dai, dar când le iei, mai greu. Bun, mulțumim, domnul Bogdan, da. Domnul Tufescu. Și închei cuvântul, ați terminat sau? Da, am terminat, când nu are vreo să da. Dar atâta, vreau să fiți mai... Trebuie să dă întrebare, domnul Tufescu, dacă nu ies și eu adresa directorului primar. Am rugat-o, de acum așa cam sună, cam îndată să vină cu un raport referitor la activitatea celor cu ajutor social din ultima lună, probabil că o să vă fac scris ca da, să fie cel mai ok. Și a doua problemă, care este posibilitatea să reușim să deschidem drumul vețian, pentru că este închis, eu din punctul meu de vedere, există o hotărâre care îi acoperă ca și ilegalitate, dar să găsim o soluție să o contestăm într-o fel. Nu, eu am primul lucru pe care o să... Pentru că drumul este reabilitat. Eu am dat o serie de discuții. Următorul lucru fac și eu că vreau să mai vorbim într-un dialog și pe aia facem scris. Să primim o rutie scrisă din care exact cum ne-o răspund. Eu zic că și cetățenii din sat să fie de acord să semneze o astfel de petiție, pentru că nu se poate. Da. Adică să închizi un drum care e funcțional și îl ținem, de exemplu, pe ăsta care e mai distrus decât cel de acolo, e clar. Atât. Da, noi am cerut și pentru 252B-ul și au, deci ambele le-am vrut să le facem viabile. Da, dar știți că la intrare în GS nu există pe acasă. Nu? Dar noi n-avem voie să trecem. Ba da, nu e dimineața, ba da. O fost, domnul Doroftei a făcut filmare acolo? Am văzut o film pe Facebook, filmarea am interese de exploatare. Sau poate au nevoie de păduri, din partea aceea să vină până în păduri, numai noi să nu putem. Ai, nu se întoarce chestia. Da, eu o să fac demersul pentru a le deschide. Dar o să vă rog să dăm drumul la... Pentru că e o zonă circulabilă, în momentul de fapt. Înțeleg că nu vă interesează, domn Bunaru, subiectul. Nu, el face partea asta. Vă înțeleg că nu vă... Sunteți interesat de subiectul. Frecventați în ruta. Mai aprins. Mai aprins acum. Mai aprins și domnul. Aici se votează, domnul. Aici se clar. Aici se ce vă mai fost. Hai să vorbim, mai să putem să vorbim în dialog. O să facă de sus. Da, cel mai bine. Da, și o să vă trimit personal. Am venit într-o seară mai târziu de la oraș și am văzut că nu funcționează niciun bec din astea, care am dat 70 de milioane pe fiecare stâng. Da? 70 de milioane și nu funcționează. Care-i motivul? Care este motivul? De ce nu funcționează? Mare donația noastră până la doua de urgență mai este. Ai înțeles? Da, am înțeles. Da. Noi am făcut adresă, dar nu știu, dar nu am la mine. Nu-s cu garanții astea, domnul? Nu, am ieșit din garanții. Da? Noi am făcut, și noi am observat chestia asta, și am făcut o adresă către
societatea care s-a făcut proiectul respectiv pentru a veni să ne repare toate becurile. Deci ades este, acum așteptăm să vină și în teren dumnealui. Să spune că sunt afară, ca să știți pe cine? Cu decesul. Păi să așteptă la donații de la dumnealui și dăm și noi după aceea. Da. Dăm și noi, da? Să aștepte un pic. Da. Atât, da? Da. Eu acum, haideți să vă mai spun, acum ne așezăm frumos. Aici și domnul secretar care... Ah, da, voleu, mă iertat, domnule. M-ați uitat, la rulele, de sigur, uite. Doamna, Simon. Nu a fost atent, domnule. Da. E? Ce scuze? Aveți cuvântul. Să aprob. Domnule, eu aș avea două, aș fi vreo trei întrebări. Dar una cred că nu mai are rost, că aștept un răspuns. Am două întrebări care nu le adresez domnului primar și le adresez colegului de comisie, secretarul comisiei noastre și domnului Claudiu Democ. Am văzut acum două zile pe Facebook o postare a dumnealui prin care noi n-am, nu e așa că n-am știut ce investiții puternic avem, rețea, apă, canalizare, care este finalizată, că așa ar fi spus doamna, Lia, fost ministru, Lia Olguța Vasilescu. Și niște tabele acolo. Eu m-am uitat pe postarea lui doamna Lia, niciodată până acum nu m-am uitat, și am spus așa. Văd că scrie așa. S-au făcut 1700 de kilometri rețea cu apă în mediul rural, finanțat din Ministerul Agriculturii și așa, și cu ghilimele acum. La aceasta se adaugă kilometri de rețea construiți de MDRAP, probabil Ministerul Dezvoltării Regionale, da, și așa mai departe, prin PNDL2, care vor fi prezentați în următoarele zile. N-am mai văzut postări în continuare, probabil că tabelele cele care le-a spus dumneavoastră, printre care a văzut și Comuna Horgești, au fost prezentați în următoarele zile. Nu, dați la urmă, nu vă grăbiți. Pentru că întrebarea vine cu o altă întrebare, din punctul meu de vedere. Ori tabelele normal ar trebui să aibă un titlu acolo, de pe site-ul care l-ați luat. Lista unităților administrative, unde s-au finalizat kilometri și unde sunt alea din zilele următoare și mai departe. Ori bănuiesc acolo, am văzut și comunii pe care le cunosc, unde au apă și canalizare și acum au proiectul în derulare, cum avem și noi, făcut din PNDL 1, trecut la PNDL 2, au numai pentru canalizare acum. Lucrările sunt tot la fel. Domnul Bogdan, am și pentru dumneavoastră o replică mică. Așa. O replică simplă. Nu-i de chat. Nu, doamne, dar nu mă cer nici cu domnul Claudiu. Vreau să știu realitatea. Pentru că dacă nu există tabelul ăsta prin care se rezulte lista când Comuna Horgești este într-adevăr cu lucrarea terminată, că deasupra ei apare Comuna Găceala numai cu canal, pentru că are apă de vreo 10 ani, iar noi apărem cu toate din la Horgești până la Suhodor. Dar încheierea îmi place foarte mult. Azi discutat cu primarul și dacă nu se termină până în 2020 să pierd fondurile, și mă îndoiesc că ei vor realiza această investiție până la rețea apă care... Ei fiind cine? Deci, la răspunsul dumneavoastră, vă referiți și la ei cine? Pentru că știu că noi am aprobat foarte multe proiecte. Exact. Deci, ei, eu am înțeles că noi suntem aia, că noi aprobăm, văd că zici, suntem de acord, mă aveți, oară, uite, doamne, să mai umbră primarele. A doua problemă care este... Am mai văzut încă una. Sunt mai multe, dar la celelalte chiar nu... Da, n-am timp să știu. Da. Am mai văzut încă una. La tot mai multe persoane, când vă întâlniți dumneavoastră cu tot mai multe persoane, nu le vine să creadă, cu ghilimele, cât de jos este nivelul în Consiliul Local Horgești. V-aș ruga să precizați, dacă puteți, o singură persoană din alea, cât mai multe, și nivelul ăsta, la ce se referă? Politic, cultural, intelectual, educativ, științific. Nu mai știu la care. Politic. Deci asta ar fi una. Iar pentru domnul Bogdan este foarte bine, multe trebuiau făcute. Dar să știți că am văzut un interviu dat de Eni Coandă, cred că toată lumea știe cine,
Și a început tot așa. Niciun pom nu face roade în primul an. Dar când s-a apucat de făcut, nu se mai oprește până moare. Dacă vreți să-l găsiți. Că când a murit în România, nu a murit în Franța dacă sau în America, unde ori. Unde ori. Poftim? Dacă trăia câțiva ani, mai făcea ceva la Ungureni. Nu știu, dacă mai făcea un ton, nu știu de care, sau cu laser, sau niște avioane. Deci, cerem atât de mult, domnule, 2 ani și jumătate. Și batem și cerem, băi, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, pentru la vedere mare. Sau cum spunea nenea Zaharia, Dumnezeu, să... Idei, să-l odihnească pe cine l-a inventat. Aveți puțin de cărăbdare, oameni buni, pentru că proiectul cu apă și canalizare, dacă nu mă înșel, început din, ca să folosesc tot în termen de dumneavoastră, din epoca lui domnul Dancă. Și de abia acum vedem că poate se vede ceva la capătul tunelului. Vrem dintr-o dată tot. Pentru că legislația este stufoasă, cum foarte bine spuneți. Mulțumesc frumos, nu că v-am... Răspuns retoric. O să răspund eu acum, ca să fiu la subiect, sau... Eu chiar m-aș bucura. Da, nu, poți să atac la persoană. Nu. Nu, dar mi-a adresat domnul Mitică un două... Întrebare. Da, referitor la postarea cu fostei doamne ministru de acum, doamne... Păi, e fost, e fost. Asta e situația. Postarea este destul de clară și specifică că lucrările respective au fost finalizate, iar de desubt era un link... N-am uitat pe el, n-am văzut. Cu listele respective. Listele. Dar nu rezultă timpul listei. Pentru că listele pot să fie două. Păi da. Cu alea care urmează a fi și cu alea care s-au. Înseamnă că o acuzăm pe doamna ministru de dezinformare. De dezinformare. Perfect. De acord cu dumneavoastră, dați voie să, exact cum și dumneavoastră ați fost dezinformat, cu din două dești au ajuns două bișoare amputate. Vedeți? Deci, aici am vrut să spun, domnule, nu mai inducem atâtea postări în popular, că nu prea nu se uită lumea. Eu apreciez faptul că mă urmăriți, apreciez faptul că... Mulțumesc de apreciere! Dar noi din oră, țineți poate ce vă spun. Dar să nu mutăm Facebook în ședință de Consiliu. Eu cred că cetățenii au dreptul să fie informați. Informați corect? Eu, din punctul meu de vedere, eu nu am dezinformat cu nimic în aceste postări. Deci mie se pare că eu prezint doar lucrurile exact cum se întâmplă. Din punctul meu de vedere, dacă aveți argumente și mă contraziceți că am mințit cu ceva... Păi da, ăla de exemplu are picioarele în două. Ok, dar am recunoscut acolo că am fost dezinformat. Aici e posibil, eu părerea mea, Ministerul Muncii n-avea ce treabă... Dar ai fost, că trebuie să fie la ce acum. O pun în alt parte, nu la spate. Nu, deci n-avea treabă cu dezvoltare, dar fi. Cel mai grav lucru este tocmai acesta, că dacă... Lucrarea nu ar fi terminată până în 2020, asta n-am spus-o eu, a spus-o domnul primar. Dar v-am dat 24 de luni de execuție aici, v-am spus-o. Păi, tocmai, dar asta ne-a spus acum. Dar care ei trebuie să o facă? Când o vor face ei, nu știu. Ei fiind cine? Păi noi pe cine împuternicim să răspundă de programe. Dar noi nu împuternicim, noi le aprobăm, domnule. Aprobăm. Și limităm un pic dialogurile astea directe. Și a doua întrebare... A doua întrebare, din multe persoane, cât de jos e nivelul. Nu pot să vă dau discurs. Cum vorbirile mele persoane. Anonim. Păi dacă e anonim, pot să vă dau un... Păi dacă e anonim, să știu ce mai. Vă dau unele. Am răspuns care v-a zic. Să o semnăm cu toții, dar să o trimitim anonim. Cam așa bine. Da. Și nivelul jos? Stăm pe scaunul. Dacă asta este părerea. De bine să stăm mai... Păi așa spun oameni. Mulțumesc. Este bine că alții să cred la deștept. Pentru nu fie cu supărare, am vrut să... Zic că trebuie să fie mai mult atenție ce transmitem populației. Pentru că la un moment dat s-ar putea ca fiecare pasăre pe limba ei să piară. Aici țin să-i dau dreptate, domnul secretar, domnul Dămoc, că eu mai urmăresc, că da, mai obișnuiesc, mai fac deodată. E păcat că folosiți un limbaj vis-a-vis de anumiți consilieri. Dacă e ceva mai bine, spuneți care este și cum este. Eu, sincer, când am spus că sunt de joasă, adică ca și cum vin... Hai să ne gândim puțin. Să ne gândim puțin când ne exprimăm cum ne exprimăm. Exprimarea asta trebuie să fie corectă și... Pentru că, într-adevăr, există o mare presiune pe umerii noștri de la alegeri încoace. Într-adevăr, cetățenii vor să vadă roadele faptului că ne-au votat.
proiectele astea trebuie să fim conștienți că nu se fac de azi pe mâine, că doar nu săpă o gaură și o lasă acolo. Ele sunt... Oamenii nu vor să vă respectați. Exact, asta vreau să ajung acolo. Trebuie să aibă răbdare că se vor începe acum și probabil că se vor termina în alt mandat cinste celor care o să continui munca noastră, dar asta nu înseamnă că domnii consilieri, probabil că oamenii când i-au votat pe mine, pe domnul, pe așa, s-au gândit oarecum și și-au pus o bază în respectivul om. Probabil că în viziunea lor a văzut în domnul sau un domn că e un om capabil care să facă ceva. Nu chiar trebuie să ne iei așa... N-au votat lista, omule. Deci n-au votat. Pe listă și erau domn Bogdan. Spun, pe lista... Și erau pe listă. Domnul Bogdan, pe lista pe care s-a mers la noi, s-a mers datorită oamenilor din listă, domnul Bogdan. Vă spun sincer. Vă spun sincer. Pentru oamenii care erau acolo. Deci nu e și PSD-ul, domnul Bogdan, la primar, dacă spuneți. Nu vrem să ajungem într-acolo cât să ne jignim așa. Nu are rost. Mai degrabă discut despre mine ce fac eu. Mie asta îmi place să spun. Da, am reușit și am făcut, am adus în discuție o problemă. Finalitatea nici la mine nu sunt la anumite probleme. Deci i-am zis că o să vin cu o adresă scrisă, că altfel nu se pot rezolva problemele. Măcar printr-o adresă scrisă să rezolvăm o problemă. Dar e bine să vedem că există inițiativă. Într-adevăr, poate, sunt și consilieri care nu au inițiativă, dar mai sunt 2 ani. Hai să le dăm o șansă, nu să-i jignim. E o părerea mea. Da, mulțumesc. Să ne concentrăm mult mai mult pe problemele ale comunii. Mulțumim, domnul primar. Da, haideți să vă spun cu la domnul Bogdan, cred că o să cu chestia asta v-am spus unii când intervenim cu mormântarea asta, cu decesul ăsta, o să vă bun și noi un ajutor de urgență. Da. Ziceți dumneavoastră că s-au făcut anumite lucruri, s-au cam dus timpurile când se făceau și acum există SEAP, există mult mai mare control asupra acestor fonduri pe care și eu sunt de acord. E o chestie de liniște sufletească în care, dacă există cadrul legal, susțin orice inițiativă și orice demers pe care trebuie să-l facem. Așa cum a zis dumneavoastră, la rândul nostru, trebuie să avem girul Consiliului Local. De aceea, de asta și vin, și proiectul respectiv cu baza sportivă era pentru girul Consiliului Local, nu neapărat... Dar eu zic că așa e bine să ne asumăm împreună toate lucrurile acestea. Revenim la... Tot la ședința trecută, a zis că m-a fost discuția de autocamion. Noi avem două variante de lucru. Dar a fost și un amendament, după cum știu. Da, da. Putem? A fost și un amendament. Da, da, da. Pentru că, fiind sfârșitul de an, dacă avem girul, să putem să trecem la partea asta. Există un proiect de hotărâri în care de achiziție acesta, dar să venim cu cele două variante. Cele două variante de lucru, vă spun din punct de vedere al sumelor, partea tehnică, pe partea asta, doamne, să mă iert că nu mă pricep. Am avut o discuție cu reprezentant în care am chemat pe cei care se pricep la partea asta, cu capacitate cilindrică, cu șasiuri, cu chestii de genul ăsta pe care mă depășesc. Și atunci avem două variante. O variantă de 12 tone, la mașină de 12 tone, cu 7,5 tone, vă spun așa în mare, ce 7,5 tone sarcina, adică putem sarcina maximă să punem, care ne-ar ajunge 55.880 de euro plus TVA, deci am făcut deja 66.497 și am luat și o variantă mult mai... Să vă arăt un pic și cum ar arăta una oameni pe culori, cealaltă nu. Da, da, domnule mei. De aici aveți și un avans. Nu intru și avansul acolo? Nu, asta este suma
camionului la care noi să dăm, dăm avansul. N-ați înțeles? Da, da, deci, încă o dată, eu vă spun ca sume. Poate 3 miliarde, pe care 1 miliard jumate îl putem da de avans. O parte din suma asta o achitați prin avans. Nu, eu vă spun că costă mașina. Da, am înțeles. Care pe aia să noi găsim... Da, mai are o variantă. Restul este leasing. Și mai avem, tu facem contract de leasing. Asta nu, nu v-am spus. Eu vreau să vă spun ca cifri. Restul, modalitatea, da, domnule, vrem pe asta. Ca noi să abordăm problema, să vedem modalitatea de plată, de contract, de leasing. Dacă s-a dat scumpii să luăm F-16, domnule, luăm altceva. Un pic. Haideți că am venit în cochet. Dacă asta vi s-a părut scumpă, am găsit și o mașină de, în care intră 18 metri cub, cu șator 4, cum ar veni, cu două dublu axe, cu mult mai... E aceasta de aici, dar nu cred că ajunge la fiecare. Dar și prețul este pe măsură. Așa, și ajungem la suma de 102.880 de mii de euro. Euro vorbim. Mai mare, e mare. Noi vorbim de euro. Nu o să reușim să vorbim. Noi vorbim de euro. Problema este în felul următor. Dacă o luăm pe prima, există două probleme. Dacă o luăm pe prima, are bena foarte mică. Uitați aici. Așa ar apărea. E cu o remorcuță în spate. 7,5. E față de 3 și ceva care a fost prezentat. Deci asta ar veni cu 7,5. Și acum asta v-am spus, uitați aici, vă dau, dacă vă dau de mână în mână. Iar cealaltă este aici, în imagine. Asta este o camionetă mare. Asta este de 16 metri cubi. Mi-a spus de scurt. Cât e 16? Să mă uit, tata așa, să mă uit la sarcină. Să-l vedeți și cât. 16? Să mă uităm la sarcină. Aia e de 20 de tori. Cu lor, cu nu, cu tare, cu tare, cu tare, cu tare. Era... O, dai și un scump. Era mai... Două, dai nu, e prea mare. O să uite și ceva de mine. Eu ce v-am... Eu v-am pus variante, adică... În punctul de transmisie, 5.850. Domnul primar! 300 de tone. Foarte mare, unde te faci pe aia? Deci aici, așa zic, maximă... Domnul primar, tu vezi, spune că ar trebui să vedem și un tractor la preț, nu? Domnul Tufescu, spune să ne uităm și un tractor, nu să se intereseze. Eu m-am gândit la o variantă cu un tractor să revorcă. Un tractor cu revorcă... Am vorbit de camion! 4x4, cu vreo 30.000 de euro, un tractor de ăla performant. Am înțeles. Revorca cât poate să mai ajungă. Domnule, a zis camion. Asta ne-ar ajunge sumil la camion. Hai să facem un tractor. Dacă îmi dați girul, eu pot să mă interesez. Mi-e și pe varianta asta. Păi vine și cu aia și cu aia și... Păi chede, să ne întâlnim și cu tractor la el. E avantajul să putem să mai agățăm altceva. Se poate pune o lamă în față. Da. Nu știu, na. Da, domnilor. Deci eu v-am spus variante, n-am luat nicio decizie. Adică dacă m-am mandatat și cu tractor, facem și pentru tractor atunci. Sunt și 2 metri cubi, de la 6 ore nu se sare la 16 metri. Da, mă, sunt între. Ar mai fi. Da. Dacă e asta de 7. Nu, adică mai mare sau mai mic am luat, nu am luat imediat următoare. Adică eu mă gândesc la faptul că cu tractorul s-ar putea face mai multe lucrări, mult mai multe. Da, așa arăta asta, pe culori, asta de mare cum ar veni, de 100 de... E frumoasă, dar e... E cam posesătoare. Practic cu banii ăștia să pot achiziți un tractor. Da. Vedeți cu tractor și într-o ședință, că nu-i chiar așa... Următoarea ședință, cu banii ăștia să pot achiziționa chiar două tractoare la prețul ăsta, cât cer. La prețul care îl avem noi, putem lua, da. Păi, dar cu frumos. Iar cealaltă micuță ea cam așa apare. Apare o cabină frumoasă, dar are bena foarte mică. Asta vreau să vă spun. Asta, ia uitați, așa ar arăta. E și inversul. Are la încărcare morcă, ai plecat. Da. Iată zic. Cam astea ar fi. Da, încercăm și varianta. Hai să încercăm și varianta cu tractorul. Dacă vreți, o să încercăm și chestia. Da, să la o ședință când suntem o leacă mai... Mai așa. Acum, înainte, cred că dacă am terminat, țin să am deosebită plăcere să vă invit sâmbătă 1 decembrie, la ora 10, în fața sediului primăriei Horgești. Nu ajungem până acolo. Ar fi trebuit să plecăm pe jos, pe acum. Noi o să facem mai simplu. Are loc un eveniment dedicat în centenarul Marii Uniri, la care mi-aș dori să vă invit cu drag și mi-aș dori să participați cât mai mult. Programul este și din punct de vedere al centenarului, și religios, și artistic, deci sunt plătite
mai multe lucruri. Se va, adunarea va fi aici, deci întâlnirea va fi la ora 10 aici, la sediu, pe platou din fața, pe parcarea din fața primăriei. Împreună cu preoții, eu vreau să participe toți, am invitații pentru toți preoții, dar în funcție de programul dumnealor, mi-au confirmat deocamdată 3 al 4-lea, încă n-am nicio confirmare. 2 preoți ortodoxi, cel de la Recea și cel de la ortodoxă Horgeș și preotul catolic Lucaci. Vom merge în procesiuni, un pelerinaj, cum să zic, și școala. Și domnul director Lucaci a venit cu programul artistic, va fi cu cei de cu elevi de la școală. Cu, nu știu dacă o să fie în funcție de vreme, cu cuvânt de început aici, dacă nu, la clasa tineretului va fi locul terminal unde va avea și loc programul artistic. O mică slujbă dedicată ei lor. Noi ne-am fi dorit să ajungem sus la monument acolo sus, dar în funcție de vreme cred că o să facem ori în fața bisericii aici, ori la troița de la Nea Paulică Mâncăială, de acolo, care pleacă la biserică. A doua oprire va fi troița din mijlocul satului, unde va ține preotul Lucaci o procesiune, o mică slujbă dedicată eroilor pentru partea slujbă catolică, terminând cu evenimentul, încheiindu-se cu un program artistic la Casa Tineretului din Horgeș. Masă dansă și felicitări. Nu vor avea după. Da. Dar de cine ați organizat ceva? Da, așa un pic. Da, da, fără fatole cu ciolan, n-avem nimeni la tine. O secundă. Cine ați organizat ceva? Ziceți, domnul Bucu. De la nașterea preoului. Să alegem președinte. Cu piculență. Hai, revenim și partea asta. Suntem într-o discuție. Haideți să vă mai divulg, dar dacă nu e nimic concretizat, n-am cum să vă spun. Suntem într-o discuție avansată cu domnul profesor, domnul rector, cred că, sau decan, nici nu știu așa, Dănilă, Ioan Dănilă de la Facultatea Vasile Alexandrii, în care vrem să acordăm, având în vedere că anul ăsta, pe 23, s-au împlinit 100 de ani de la nașterea preotului Constantin Galeriu, să-i acordăm titlul de cetățean de onoare post-mortem părintelui. Și venind și noi ca o idee, asta ca o idee și cred că o să, da, o să facem o ședință extraordinară pentru chestia asta în care să fim oficialități. Nu li, așa e gândirea mea, nu facem impozit și taxe și nu, avem musafiri, avem probleme de discuta la impozit și taxe. Haideți să facem, să-i dăm cezarul ceea cezarul, să facem o ședință extraordinară în care să decernăm acest titlu și din punctul meu de vedere, ca o propunere, asta este numai o, și dacă am sugirul dumneavoastră, într-un fel ar fi, zic eu, ca o merite, să dăm denumire Căminul Cultural Răcătău să poarte numele Constantin Galeriu. Și strada pe unde a locuit. Da. Când o să facem strada, când o să facem RNS-ul. Când o să facem RNS-ul. Eu zic că e... Poarte numele directorului Cretin. Ok. Deci în același cum. Haideți să facem și chestia asta, dacă să vedem cu propuneri, inclusiv și profesorul Trofin și să-i dăm denumirea școlii Răcătău. Da. Zic eu. Dacă avem Gigi Becali, n-avem, domnule. Nu, dacă avem ceva de obiectat, zic, nu știu. Adică nu ne trezăm, dacă este vorba pe cum căsătoria, dacă avem ceva de spus, spunem acum, dacă nu tăcem pe veci. Pentru dragme, nu aveți nimic pe aici. Domnul, hai să terminăm cu răutăcii. Zice, domnule, un pic. Personal, nu știu cât de adecvate sunt denumește Cămin. Mai degrabă aș merge pe biblioteca și politica. Biblioteca, atunci, a Căminului. Biblioteca comunală, na, dăm drumul la... Dar biblioteca comunală sau ce o stradă când se face nomenclatorul? Da, nu. Cu biblioteca, da, foarte bine venit. Da, dar Căminul mi se pare o idee. Da, și spune acolo pe fac nu știu ce. Da, și zice... Da, mai cum am zis la care e. Hai, biblioteca comunală, Constantin Galeriu. Da, biblioteca. Zice, domnule. Nu, dar spun trei. Biblioteca. Domnule, dar puteți vorbi și afară, neapărat în cadrul Consiliului Local. Haideți să stabilim președinție pentru ședința... Președinte, da, da, da. O secundă, o întrebare din partea motorenorii. Da. Dacă din rezerva primăriei sau din pământul primăriei există undeva extindere cine? Da. Haideți un pic. Hai să prezentăm lucrurile. Nu luăm pic. Hai să nu luăm în context, hai să vă ridic problema așa cum este. Săptămâna trecută a decedat o menoriaș din Biserica Baptistă Răcătău. La momentul respectiv am avut
solicitare din partea... Iar nu din cimitir. Atenție, domnul secretar, lăsați-mă, să vă explic. De ce vă grăbiți? Am avut o discuție, solicitare din partea reprezentantului bisericii, domnul Bulaca, și apoi și domnul Bejinaru, m-a sunat, care a solicitat să ne dea, să se mormânteze mortul în cadrul cimitirului ortodox Răcătău. Am avut discuții atât eu cât și doamna viceprimar. Prima dată ne-am cu părintele paroh. Așa? Dumnealui a înțeles situația, ca și noi la fel ca și autorități. Problema este în următor. Da, cu o mică condiție, la care eu mi-am fiind mediatorul din cele două părți. Da, domnule, le dăm voie să facă, dar într-un colț, undeva într-un colț, separat de partea asta. Ok, toate bune și frumoase, au fost de acord ambele părți. Joi a fost înmormântarea, vreau să înceapă groapa undeva miercuri, de asta sunt amănunte, am început mai târziu. Problema este că li s-a arătat locul și aici, de aici îmi pare indignarea și toată... Nu, îi zic eu revoltă, că o zic prea tare, dar o chestie pe care e. Așa? Cealaltă parte, adică mă refer la reprezentanții Bisericii Baptiste, n-au respectat înțelegerea dintre noi. Și-au dus mortul respectiv undeva în rândul... Unde a vrut s-o dărâmatul la biserică. Nu s-o dărâmat, domnul Coasic, că eu, din punctul meu de vedere, nu s-o... Reacția enoriașilor ortodoși a fost destul de vehementă. Deja aveți o bilă neagră, domnule. Ca să... Domnul Bizecaru, nu, eu nu caut bili, eu nu umblu după bili. N-ați înțeles dumneavoastră. Eu nu umblu după bili, nu pentru asta umblu chestia asta. Mă vede pe mine direct răspunzător, cu toate că eu am fost mediatorul și negociatorul ca să fii... Eu știu, domnul meu, știu, am primit destule acuzii, în fine, n-are rost. Nu intrăm, așa, domnul secretar, același gândire eu am și eu. Problema este felul următor. Trebuie abordată problema. În așa fel și eu am discutat cu cei de la urbanism, să găsim modalitatea de a autoriza un cimitir cu o suprafață de teren pentru a aloca un cimitir Bisericii Baptiste Răcătău. Cum vreți domnul... să faceți și dumneavoastră? Nu vreau să fac, domnul Bogdan. Eu am făcut cu cimitirul. Nu vreau. Deja... Da. În fine. Domnul primar, deoarece am trecut în problemele astea și cu zic domnul... Da, domnule, știm asta. Știi foarte bine. Și discuția am avut în 85, 86, păi 87. Păi cum mi-a trecut viața 20 de ani? Asta vine de acum, atunci era cum era, domnule. Dar acum, culturile sunt liberi, erau și atunci numai scriptic, faptic, erau niște îngrădiri. Nu cred că se mai pune problema și în primul rând trebuie lămurit preotul, paroh de acolo, că cimitirul este pentru oameni și nu-i pentru altcineva. Deci cimitirul dar este... Dar nu fost a preotului vehement. Păi nu. El trebuie să parte discuția prin predică în biserică cu enoriașii. Nu eu și nu dumneavoastră, că pe urmă dau oamenii bile, verzi, albastri sau de care culori. Deci preotul trebuie în primul rând și orice om trebuie lămurit că doi moți nu se duci unul peste altul. Și egale, acolo, dacă ei totuși știu și cred și cunosc Biblia și sunt așa de buni, câți baptiști, câți de spune acolo, și am văzut oase, nu știu, de care și mă întrebam care e soldatul și care e împăratul, se întreabă care e baptistul și care e... Domnul primar, da, domnul Batică, trebuie să informați, oamenii și pe consilierii din Consiliul Local, ca să nu indigneze oamenii, pentru că în codul penal, în unul din articole, spune că într-o comună, într-o comunitate, unii sunt mai mulți etnici de altă religie, în același cimitir li se parcelează o bucată de teren unde se fie îngropat. Păi asta vreau eu să vă spun. Și asta e un drept legal pe care îl au oamenii. Noi, cimitirul, noi suntem oameni acestei comuni. Avem același drepturi ca fiecare libertatea religioasă. Stați un pic, să mă ascultați. Credința vine în urma cercetării prealabile a Scripturii. Atunci când cineva se abate la Scriptură, toată lumea ești credincios. Fără suntem făcuți vinovați, fără să ni se atribuie că am încălcat undeva regulile Scripturii. Așa că legea ne dă oportunitatea și dreptul acesta să fim îngropați în același cimitir, să avem un drept al nostru aparte, nu știu dacă l-a pus în mine, rog, sau la margine. Ce contează? Adică un om care
bun pentru societate, nu fură, nu jură, face bine societății, să-l punem acolo cu spânzurații, să se pune pe bețivii să stricați la mijloc acolo. Doamne, nu-i văzută treaba bine. Problema pe care e Noria și dacă îmi dați voi, e Noria și Ortodox. Au ridicat-o este că dânsii, mă refer... Nu. Au ridicat problema. Deci, batiștii nu plătesc taxă, nu au nicio contribuție asupra cimitirului respectiv. Deci nu au plătit, nu-i s-au cerut taxă. Atenție, păi asta e vreau să spun. Dar ce taxă se plătește la cimitir? Deci, taxă la cimitir. Nu, domnule, la taxă la biserică, respectivul. Eu vă spun mesajul oamenilor, Dacă nu e la biserică, ce se plătească taxă la biserică? Dă-le un exemplu. Dă-le un exemplu de la Horgeș. Da. Deci a murit un martir lui Jehova. Moș l-a îngropat în cimitirul catolic. Ai înțeles? Într-o mare de aia la voie să-l îngroape în cimitirul catolic. Eu sunt, dacă eu am luat atitudinea de neutralitate și să găsim soluția așa, am fost implicat că nu sunt vreau voi de mine, am primit niște, nu vreau să vă spun ce. Propuneri cu asta să încheiem, că nu îngropăm noi. Vă rog frumos. Discutați cu preotul împreună cu epitropul bisericii care este cu nu e epitrop, chiar așa, nu știu cum se numește, șeful consiliului parohial, să vină la primărie și eventual să purtați discuția asta dumneavoastră pe legi cu ei și oamenii trebuie să înțeleagă, iar dacă nu înțeleg și nu înțeleg, puteți să mai nu tot consiliul local. Știți, și vă spun, discuți, noi suhodorul la Răcătău avem mai mulți membri pentecostali decât baptiști acolo. Corect. Da, baptistul e baptist. Biritor poate să fie și la noi. Fără discuții, dar nu am zis treaba asta. Nu s-o făcut biserica, nu s-o gândit la un nivel de cimitir. Păi, te vedeți mesajul oamenilor, îți vă spun. Păi cum? Adică ești nemuritor? Este cimitir. Nu e nicio persoană mai presus de lege. În lege este scris că într-o localitate unii sunt mai mult etnici, credincioși, de o altă credință, li se parcelează în același cimitir. Păi, dar respectați legea și dumneavoastră și nu. Aici a fost altă problemă. Doamna consilie, dacă în cimitirul ăla nu încapi, nu încap morții la... Că sunt prea mulți, nu fac gluma acum. Da, nu vorbim, nu glumim cu moartea, Este o parcelă de teren donată de o persoană care o decedat, cum o cheam, am uitat acum. Paladi. Așa. Și se poate extinde cimitirul, pentru că noi să mai aprobăm, am făcut odată un artificiu cu cimitirul de la Sohodor. Că a fost un artificiu. Da, dar în administrarea, parohiei, nu e în domeniul public, dacă nu poți să parceleze o bucățică de teren acolo. Domnul secretar, președintele pentru... Președintele pentru ședința voastră. Eu propune! Primul rând propuneri, că nu le fac eu. Mulțumim. Și vă aștept sâmbătă la ora 10.